Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Astăzi seară vom vorbi, pentru că este și vineri, despre problemele sufletului. Adică, știți cum este, toate problemele vieții, eu consider că pleacă de la suflet. În această seară o să vorbim despre aceste lucruri, despre bolile sufletului și despre bolile emoțiilor, împreună cu doamna doctor Florinela Bălan, foarte bine cunoscută dumneavoastră și la fel de celebru domnul psiholog Angi Dincă. Bună seara și bine ați venit la mulți ani la noi în studio. Așa, văd așa pe ecran că ne-am armonizat în culori extraordinar de bine. Și din întâmplare ne-am fi vorbit cum să ne punem culorile, ceea ce înseamnă că, iată, pentru suflet este foarte importantă și cromoterapia pe lângă aromoterapie și celelalte. E chiar o metodă de tratament. Este o metodă de tratament. Bun, haideți să începem, doamna doctor, cu ce v-ați gândit să abordăm această temă, pentru că e una vastă. Începând, deci bolile sufletului, după mine, sunt cele care stau la baza tuturor problemelor, în sensul în care îmbolnăvesc organismul. Bolile sufletului netratate fac ravagii, cum se spune. Gândiți-vă, eu vă vorbeam cu ceva săptămâni în urmă despre codul vindecării și vă spuneam că la baza secretului este vindecarea sufletului în primul rând, dacă vrei să-ți vindeci și trupul și să-ți armonizezi și energiile. Sigur că dumneavoastră știți foarte bine că în momentul în care stați supărat, parcă nu vă mai arde de nimic și cum supărarea trage și din ce în ce mai rău, bazându-ne pe legea atracției universale, ne dăm foarte ușor seama că dacă stai pe vibrație joasă, pe frecvență joasă, culegi tot ce este acolo. Sigur că în popor se spune, după un necaz, un necaz nu vine niciodată singur. Păi sigur că nu vine, pentru că te așezi acolo pe frecvență joasă și atragi tot ce e pe frecvența aia, firesc că nu vine singur. Noi trebuie să învățăm ca imediat ce avem o supărare să încercăm să ne ridicăm pe frecvență înaltă, adică pe vibrația sufletului înaltă și să nu atragem și alte greutăți. Dacă ni s-a întâmplat, ni s-a întâmplat tocmai pentru că am fost pe o vibrație joasă. Bun, sigur sunt multe probleme pe care le putem dezbate. Haideți să începem, doamna doctor, care este părerea noastră din acest punct de vedere? Eu vreau să vă propun să începem cu atacul de panică. Bun. Pentru că atacul de panică este un fenomen care este întâlnit foarte des. Eu, cel puțin ca și medic, mă întâlnesc cu o groază de pacienți, din păcate și tineri, care au atac de panică. Deci am avut chiar astăzi o persoană de 18 ani, adică consider că așa este totuși foarte devreme pentru un atac de panică și, bineînțeles, și cu persoane la vârste înaintate. Și, practic, referitor la atacul de panică, este foarte interesant de spus că este considerat cumva, într-un fel, sau tratat în special cu medicamente de gen psihiatric. Din păcate, și acest lucru știți că rezolvă poate de moment, aduce la o dependență în timp și eu am avut și caz de copil, de adolescent de 14 ani care a fost tratat cu preparate de tip psihiatric și consider că nu este corect. De ce? Pentru că, în primul rând, trebuie să știm că atacul de panică este o problemă a emoțiilor, deci este încadrat la nivel de emoții, deci în acest, să zicem, corp emoțional al nostru și nu este o problemă a mentalului. Și atunci, de ce să tratăm cu ceva ce tratează mentalul un lucru al emoțiilor? În general, trebuie tratat cu un psiholog, în principiu, adică în sfera psihologiei. Dar profit de faptul că domnul psiholog este aici și țin să spun că marea majoritate a pacienților nu ajung nici măcar, nu știu, nu-și detectează ca un atac de panică și ajung de obicei, cum se pune diagnosticul, se ajunge în urgență de obicei, cu o criză de spasmofilie, nu ți-e bine și de obicei când nu ți-e bine, chem salvarea. Și după ce ai chemat salvarea, de obicei medicii de pe salvare, și îmi cer scuze, dar spun cum e tiparul, deci nu vreau să fac
adică nu vreau să lezesc pe nimeni, dar de obicei se administrează un calciu la toată faza asta și ești dus eventual până la spital. Acolo se constată că ai o tulburare, să zicem, emoțională foarte mare. De obicei, să zicem, poate să fie stare de îngrijorare foarte mare și ajungi pe la psihiatrie. Da, cum se manifestă atacul de panică? Domnul Dincă, dumneavoastră care salvați deștea în fiecare zi, cum se manifestă atacul ăsta? Exact cum spunea și doamna doctor, din păcate, aceste atacuri de panică ajung pe mâna corpului medical. Uh-huh. Și, cum bine spunea dânsa, indiferent de vârstă, persoana cheamă salvarea, cheamă ambulanța, ambulanța până vine... Până te sperii, nu, atacul de panică, trebuie să spunem că se manifestă prin... Corect, o teamă fără obiect, fără motiv. Da, și o teamă extremă. Și o teamă extremă. Extremă, dar da. Și îți atacă respirația, deci e, haideți să spunem că este destul de grav și atunci omul intră într-o panică, din panică în panică, știți cum este și când îți e teamă, rămâi fără respirație. Este o boală destul de gravă în sensul în care... Are manifestări, are manifestări în fizic. În sensul în care are manifestări. Atacul de panică nu este boală. Uitați aici, am o carte, că de-aia a venit Psihologia Așa. Viitorului, în care mari cercetători americani și ăstea spun despre, cum bine spuneați dumneavoastră, despre emoții și greșeala care se face de a trata aceste crize psihospirituale, se Așa. Numesc, Așa. Pe tratament medicamentos. Și din păcate, domnul Stanislav Grof, care este eminent cercetător, este medic psihiatru. Și am ființat împreună cu Abraham Mathieu, în 1969, au pus bazele psihologiei transpersonale. Da. Bun. Și dânsul spune aici exact despre aceste, eu aș încadra acest atac de panică și celelalte afecțiuni psihogene, care nu intră, mai spuneam eu, în marea psihiatrie, în crize psihospirituale. Exact. Da. Care, exact. Păi, am venit exact. Cu noutăți, m-am documentat Așa. Cu chestia asta. Și de asta spune Psihologia Viitorului, am rămas foarte surprins de niște chestii care le spun băieții aici. E, și asta spuneam, foarte bine spunea doamna doctor, cheamă salvarea, eu îmi dau seama ca psiholog, eu le spun, îi spun persoanei din casă, stați liniștită, nu este de medicație, vreau la spital. Ajunge la în urgență, normal, medicii de acolo pe bună dreptate, ei sunt urgentiști. Redirecționează către psihiatrie, cum bine spuneați. Da. Și odată ajuns la psihiatrie, se dă un diagnostic și un tratament, după care nu mai scapă de medicație. Nu mai scapă de medicație, exact. Că devine dependent. Și ajung la 4-5, deci eu am avut cazul cu 5 ani de tratament pe psihiatric, era tratat deci ca un bolnav psihiatric și în final am putut să rezolv problema cu tratament naturist. L-am scos de sub tratament psihiatric, bine, în decursul a unui an de zile. Da, da, da. Trebuie făcut foarte încet, se creează niște dependențe, o întreagă poveste. Așa este. Bine ar fi să putem colabora cu medicul psihiatru și să putem face o scădere a tratamentului psihiatric în doze, ca rezultatul unei colaborări între medicul care tratează acest lucru, eu sunt medic în medicină holistică, deci la modul ăsta, și medicul psihiatru, așa ar fi normal. Dar din păcate nu se poate face o colaborare, pentru că dacă noi mai știm ce fac medicii psihiatrici, dânsii nu știu ce facem noi, știți? Și atunci n-au încrederea necesară și dacă pacientul totuși acceptă și vrea și vine, ajunge să vină la noi, o face pe propria răspundere. Adică nu se poate. Și noi cum procedăm? Cu acceptul familiei, pentru că în situația asta va trebui să există o responsabilitate acolo, este necesar să scădem aceste doze încet, încet, v-am spus în decursul unui an de zile, să ținem de pacient foarte aproape, adică sunt și consultații gratuite la un moment dat, deci pur și simplu îi acorzi asistență, deci nu mai stai să-l, da, nu-mi plătești de fiecare dată, pentru că e un proces, adică oricând poate să mai aibă tot felul de oscilații și trecându-l pe tratament, eu folosesc de obicei acupunctură lichidă asociată cu tratament homeopat, cu remedii florale Bach, folosesc aromaterapia, adică toate lucrurile pe care le știu, pentru că e un caz complicat, și încet, încet ajunge să scoatem de tot tratamentul psihiatric, se ajunge pe tratament medicamentos natural, tratament natural, implante, așa, și în final acestea nu dau dependență și în final se ajunge la un comportament normal. Bun, ce duce la acest atac de panică? Care sunt cauzele care cauza principală, adică această etapă, în primul rând că e o gradualitate.
Primul lucru care începe, deci este un proces care începe ușor și se termină, poate se poate termina cu un suicid. Deci cam asta este, sunt clar, extremele. Da. Începe cu o stare de îngrijorare legată de faptul că, de exemplu, să zicem, societatea de astăzi este foarte instabilă și atunci pacienții au tot felul de probleme. Își pierd speranța. Asta la final. Deocamdată sunt îngrijorați, pentru că îngrijorarea, să știți că este legată ca sentiment de stomac. Și apare, pot să apară, eu, de exemplu, cele mai multe cazuri care apar acum de îmbolnăvire a stomacului, o să vedeți că este o legătură între stomac și sistemul nervos, sunt cu Helicobacter pylori. Foarte multă lume are Helicobacter pylori la stomac, care prezența acestui virus în timp dă ulcer, plus că se mai ia și în familie. Deci în familie trebuie să tratezi pe toată lumea dacă are Helicobacter unul din membrii. Și în final se ajunge ca persoana respectivă să fie foarte îngrijorată. Deci acest Helicobacter duce la gastrită și gastrita în sine dă o stare de îngrijorare, să zicem. Această stare de îngrijorare perpetuată duce către teamă. De ce? Pentru că tu ești prea, adică stai mereu în alertă și ești mereu pesimist, exact cum spuneați dumneavoastră. Ce înseamnă îngrijorare? Nu o să-mi iese asta, dar nu o să fac asta, ce o să facă copilul meu, ce o să facă soțul, dar dacă ne descurcăm, ce o să punem pe masă, deci așa arată. Iar acum sunt niște condiții foarte prielnice pentru această stare de îngrijorare. Următorul pas este starea de a încerca să compensezi faptul că nu-ți iese și că ești îngrijorat și începe agitația și neliniștea. De starea, dacă vă uitați pe stradă când conducem, trebuie să te ferești de alții, pentru că toată lumea aleargă într-o viteză, nimeni nu are răbdare, nimeni nu mai este calm. Această stare de agitație și de răbdare, de neliniște, vine din faptul că oamenii îngrijorați de faptul că nu știu dacă o să le iese și dacă vor rezista, încearcă să compenseze prin această agitație să facă mai mult. Știți? Da. Deci o persoană când este calmă și sigură pe ea și nu este frică, face lucrurile încet și sigur. Dar când știi că nu o să-ți iese, trebuie să te miști mai repede, că poate reușești așa să faci. Următorul stadiu care apare este atacul de panică. Poți să apare atacul de panică direct sau poți să apară insomniile. Adică cam în aceeași etapă cu atacul de panică poți să apară și insomnia și să știți că poți să mai apară și furia. O parte din persoane își manifestă frica nu sub formă de atac de panică, ci sub formă de furie. Adică e cam tot același lucru în alt plan, cumva, într-un fel. Și când apare insomnia, este primul semn de depresie. Cam așa apare. Și după aia depresia poate să ducă până la depresie suicidară. Și din acest motiv, pe acest fundal, numărul de atacuri de panică a crescut simțitor la pacienți. Deci eu am o proporție de 30% din toți pacienții pe care îi consult care au atacuri de panică, ceea ce e mult. Și cam o cincime sunt depresivi. Și știți că sunt și multe sinucideri. Cam așa arată. La ora actuală este boala secolului în lume. Exact. Depresia. Deci trebuie luată foarte serios în seamă. Pentru că, iată, suntem în secolul vitezei, cum spunea doamna doctor, problemele sunt majore, e criză mondială, mulți oameni au rămas fără serviciu, la care se mai adaugă și traumele care provoacă, iată, certurile în familie, din lipsă de bani, din lipsă de perspectivă, din lipsa unui loc de muncă, și atunci și copiii sunt afectați. Și dacă ai traumele chiar din copilărie, vă dați seama cam ce fel de copil creștem, potențial a deveni, iată, cu probleme emoționale, ca să nu spunem mai mult. Așadar, un climat armonic, un climat care să facem ceea ce îi place sufletului. Deci plăcut sufletului, atunci putem să ținem emoțiile în frâu. Dar aici ne jucăm cu ceva abstract. Exact. Cum să faci tu să-ți ții emoția în frâu? Că emoția, până la urmă, ține de organismul fiecăruia, de cât de puternic mental este fiecare om. Și spuneam că este pregătit de când este copil. Există oameni care plâng des. Există oameni care, în momentul în care adrenalina se ridică puțin, iată, și sunt foarte emotivi. Nu? Ei, acești oameni sunt cei mai pasibili de a face aceste boli sau, nu știu, dereglări emoționale, să le numim așa. Bun.
Și atunci, ce facem noi când vedem pe cei din jurul nostru așa, cum am spus? Eu aș vrea să vă dau un exemplu, cred că pentru telespectatori este foarte bine să discutăm un caz, pentru că ar fi interesant de văzut și, vedeți, ca să nu discutăm așa teoretic, este cel mai bine am văzut că pacienții înțeleg când ni se le explică un caz anume și... Deci am avut chiar astăzi o pacientă de 18 ani cu atacuri de panică și un început de depresie și mie mi s-a părut așa, prima dată m-am gândit, Doamne, dar ce ar putea să fie la 18 ani atât de grav ca să facă o depresie o persoană înfloritoare de 18 ani? Adică depresiile de obicei le faci mai târziu, când, să zicem, că ai o problemă cu iubirea, când ai o problemă... Păi și ce? La 18 ani poți să ai? Nu era de acolo, asta vă spun. Da. Da. Da, când, un eșec în iubire. Da? Exact, poate să fie, da. Sau, adică, e ceva totuși mai grav. Da? Sau, de exemplu, ai o problemă că ți-ai falimentat și ți-ai pierdut toți banii, atunci faci o depresie. Doamna și, doctor, la vârstele astea, abilitatea psihică este mai mare, pentru că tânărul nu este prea copt. Da, dar din experiența mea asta știți că nu se ajunge foarte ușor la vârsta asta, la depresii. Sunt rare cazurile de depresii la persoanele tinere. Sunt și duc la sinucidere, că nu sunt controlate și nu sunt știute și din păcate nu există, nu se apelează la psiholog și din păcate psihologul școlii nu reușește să stăpânească lucrurile foarte bine, adică mai deloc. Slavă Domnului că tocmai la aceste vârste există cele mai multe sinucideri, sunt în presă de 20 de ani și știu ce spun, din iubire. Da. Din iubire. Vezi, Doamne, că dacă l-a părăsit sau a părăsit-o partenerul, iubitul, iubita, s-a terminat pământul, s-a terminat viața, pentru el nu mai există. Adică nu, acela nu pot trăi fără tine. Doamne, când aud așa ceva. Cum adică nu pot trăi fără tine? Mergi mai departe, măi, că pe drumul vieții găsește o grămadă care să-ți deschidă ușa. Cum poți să spui că nu poți trăi fără cineva? În acel moment. Este un moment pe care trebuie să-l depășești. Asta nu înseamnă că imediat ce mai mergi câteva sute de metri pe drumul vieții tale, nu întâlnești pe altcineva, poate cu mult mai bun. Nu? Că evident, dacă ați ajuns acolo unde să nu vă mai înțelegeți, ceva nu e în regulă, deci nu vă potriviți din punct de vedere energetic, mă rog, sau din alte puncte de vedere, nu vă potriviți. Și atunci, nu trebuie să mergi și tu să-ți găsești perechea aia cu care așa mergi. E adevărat. Mai greu ți-o găsești, dar încearcă! Nu dispera! Eu am să spun ceva aici ce m-a impresionat. Vă rog. Este o mare diferență între, de fapt, la noi în România, această psihologie transpersonală în două instituții se fac. La Timișoara, la Facultatea de Vezi, la Facultatea de Psihologie și la Iași. În rest, eu mi-am propus prin intermediul televiziunii să vă rog să veniți mai des și să vă spun de ce. Pentru că oamenii, poate, domne, în primul rând se feresc, e o mentalitate. Da, exact. Se feresc de psiholog, crezând ce eu mă duc, eu sunt nebun să mă duc la psiholog. Poate că având aceste discuții, înțeleg oamenii despre se ce este vorba. Se face o mediatizare și reușim în așa fel să salvăm suflete. Ideea este în felul următor, că din punctul meu de vedere, eu am spus și în alte emisiuni, că acum, dar nu mai pot, că acum dacă domnul psiholog a venit, nu mai pot să acuz. Da. Am acuzat. În ghilimele, am spus așa că există un tabu cu psihologia, pentru că nici psihologii n-au făcut nimic pentru asta. Adică, în mod normal, dacă tot ar face cum face domnul psiholog acum și a reușit să spargă acest tabu... L-ați văzut și pe domnul Doru Neamțu, care tot timpul a venit la fiecare solicitare pe domnul Angi Dincă, în funcție de cum îl lasă serviciu. Da, vorbim de ce a fost până acum. Doamna Deneanu și alți psihologi pe care eu, dacă invit, vin. De aceea mi-am propus, în funcție de cum pot și dumnealor, că au și pacienți, au și serviciu de zi cu zi, e foarte domnul greu. Psiholog știe la ce mă refer. Este vorba de-a lungul timpului, în ani de zile în spate, psihologia n-a ieșit să spună ce poate face. Exact. Și despre asta vorbim, nu vorbim de ce acum. Eu vorbim le dau de posibilitatea asta. Exact, acum putem repara. Și dacă vreți, facem legătura între psiholog și telespectator, în așa fel încât... Eu astăzi, acum am venit, când am fost sunat. Da. De ce? Eu am un deces în familie pe ăsta și am zis așa, fiind televiziunea sufletului tău, am fost sunat azi de o doamnă și zic, am simțit nevoia să vin, măcar în seara asta, sper să mă privească și doamna și alți oameni, să le mai alinăm un pic sufletul. Da. Și ce vreau să spun, este foarte important, acești oameni, că de asta spuneam, în România, pe psihologie
se face foarte puțin. Citind această carte, să vedeți cum merg ei. Deci, aceste crize psihospirituale, ei ce zic? Cauze. Și au zis, cum ziceați dumneavoastră, factorii fizici, decesul, accidente, boală, care pot declanșa inclusiv atac de panică și orice. Pentru și că dau șocuri emoționale. Așa. Bun. Factorii familiari. Traumele. Factorii familiari. După care spune, și am rămas așa, trauma primului act sexual poate distruge o persoană. Da. Spune în carte, nu spune. Pentru că nu este așa cum și-a închipuit. Exact. Și o dezamăgire. Exact. Și noi ce facem? Că chiar da, și nu și este așa cum și-au închipuit, cum spuneți dumneavoastră, doamna doctor, pentru că nu li se explică exact la tinerile fete cum este chestiunea asta. Și aici este educația și părinților, familiei, care nu știe să completeze acest lucru. Și familia, dar și cum știți ce se întâmplă, fetițelor le este rușine să vorbească cu cei din familie despre problemele intime. Ar trebui la școală, ar trebui să vină psihologi invitați să le spună și băieții trebuie învățați cum să facă chestiunea asta. Adică, după părerea mea, sunt chestiuni intime care trebuie discutate, pentru că suntem la un nivel la care totul trebuie să fie cunoscut. Exact. Nu mai suntem îmbrobodiți și ne rușine de. Deci aici trebuie să spunem că societatea are niște lipsuri foarte mari, pentru că nu este vorba numai de perioada, să zicem, a școlii și adolescenței, dar este vorba și despre familie. Nu există niciun cu norme pentru familie, nu există nici reguli, nici acolo nu se spune nimic. Trebuie să fie o școală pentru părinți. Bună seara, doamna Elena. Bună seara. Bună seara, doamna. Vă rog. Sunteți drăguță. Am avut și eu un atac de panică acum un an și am simțit atunci. Am venit acasă și am avut un moment de sinucidere, de lipsa cum... Doamna Elena, ia povestiți-ne așa, că iată, sunteți un om care știți să povestiți, care vi s-a întâmplat și știți cum se manifestă. Da, acum 2 ani am fost la un medic și mi-a spus că am pe emoțional ceva și nu, de la serviciu, nu m-am tratat. După un an mi s-a agravat, probabil, și am făcut un atac de panică. M-am îngrijorat foarte tare, am avut un stres și am venit acasă și mi s-a părut că zic, Doamne, acum în momentul ăsta se pot sinucide oamenii. Deci nu mai simțeam că sunt în casă, simțeam că vreau să mă arunc pe geam. Și am venit și mi-a fost la o vecină și a spus, nu mai sta în casă, ieși afară. Am ieșit afară și deci simțeam pe pielea mea că în momentul ăla oamenii se pot sinucide. Acum am crezut și că se pot sinucide. Mi-am lăsat și serviciul, dacă mă credeți. Și am rămas acum cu un zgomot în cap. O jumătate de an am făcut tratament și acum nu știu unde să mă mai duc. Și am zis că poate puteți să mă ajutați într-un fel. Da, pot eu să vă ajut. Și bănuiesc că și domnul psiholog. De se tratează. Deci zgomotul acela care îl simțiți în ureche este pe meridianul rinichiului în acupunctură și se poate trata. Deci va trebui să veniți să faceți un tratament. Eu personal vă pot ajuta fără niciun fel de problem. Da, am spus la vecini și la lume și la ori de zi, vreau să mai merg undeva, dar undeva care pot să mă fac bine. Cu o jumătate de an am făcut tratament și nu m-am simțit în niciun fel. Am mers la București, am mers la 6-7 doctori, am luat tratament cu o jumătate de an, un an și acum n-am, mai trăiesc așa și seara la culcare, deci nu pot să dorm. Da. Păi, pentru că insomnia, v-am spus, este unul din următorul grad în acutizare. Și v-am spus, este destul de periculos. Doamna doctor, a spus un lucru esențial, doamna Elena. Am mers la 6-7 doctori și nu m-au făcut bine. Păi asta e foarte grav. Da. Păi da, e foarte grav ce spune doamna Elena. Da, la primul doctor trebuia să vă facă bine, doamnă. Primul. Acum, mă scuzați că vă întreb. Nu pot să cred. Dar la ce categorie de medici ați fost? Că aici e interesant să și vedem unde s-a adresat. Ați fost la medici, ați fost la psihologi, la psihiatri, ați fost la medic, unde v-ați dus? Deci prima dată am mers la ORL, am crezut că e de la timpan, de la... Da, sigur, fiecare merge acolo, aveți dreptate. Și am ajuns la neuro și de la neuro nu mi-a spus nimeni să merg la psihiatru, deci nimeni nu mi-a spus. Și m-am tratat pe neuro și nu mi-a dat niciun rezultat.
E ceea ce spunea doamna doctor puțin mai înainte. Nu e de neuro. Va băga pe sindrom, da. Va băga pe sindrom vertiginos sau da. Sindrom menier. Da, 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 exact, exact. Păi știu. Da. Și am lăsat tratamentul că nu merge, nu merge. Da. Da. Pentru că este altceva, este vorba despre altceva. Acum, fiindcă tot să facem așa o mini-consultație rapidă în direct. Da. În momentul în care s-a declanșat atacurile de panică, dumneavoastră ați avut în viața dumneavoastră niște evenimente, să zicem, da. Emoționale, sufletești, da. Care v-au debusolat sau ați suferit, v-ați îngrijorat? Nu. Am lucrat foarte stresată, deci pe pielea mea am simțit stresul. Asta. Am înțeles. Și alt eveniment, de exemplu, să zicem, conflicte frica. În familie. O frică, frică. Nu, nu, cauzal vreau să spun. Frica a fost un rezultat. Dar ați avut evenimente în familie sau v-a murit cineva în perioada aceea mai înainte, cu un an, doi chiar? Sau, de exemplu, cine v-a murit? Mama. Despre asta vorbesc. De ce a murit mama dumneavoastră? Mă scuzați dacă puteți răspunde. Era în vârstă, dar m-a durut foarte tare. Dar ce boală a avut? Păi era foarte bătrână. A, a murit de moarte naturală, să înțeleg. Da, da, și dumneavoastră aveați o legătură puternică cu mama, adică erați atașată de dânsa foarte mult? Da, da, da. Despre asta este vorba, deci era cumva sprijinul dumneavoastră emoțional, adică v-a... Orice moarte a unui părinte, exact. Chiar dacă n-ai o legătură foarte strânsă, produce o traumă. Da. Și mai ales când o ai. Se spune și și când o ai, este accentuată. Exact. Deci este da. Posibil ca, cumva, știți, se spune că din punct de vedere energetic, părinții reprezintă așa, baza pe care stăm noi, deci sunt stabilimentul nostru. Și în momentul în care un părinte se duce, tu aproape că ești handicapat, adică n-ai un picior, n-ai ceva, adică nu mai ești întreg tu, știți, emoțional. Da. În afară de mama, așa. Am avut fetița cea mică, a avut o rană și mi-a spus că ar avea cancer. Da. Astea toate aceste două lucruri puteau clar să declanșeze atacul de panică și de fapt din cauza asta s-a întâmplat. Deci practic exact îngrijorarea dumneavoastră la un asemenea diagnostic la copil, vă dați seama că este o iei pe pereți. Da, exact. Bun, deci ca să știți de unde a plecat. Și vedeți, de exemplu, în timpul ăsta de medicină pe care o fac eu și înțeleg că o face și domnul psiholog, adică medicină holistică, psihocauzală, noi vedem de unde au plecat lucrurile. Pentru că dacă nu vezi de unde au plecat lucrurile, degeaba tratezi. A tratat decât rezultatele și nici acolo ducându-te exact pe ce anume, nu rezolvi problema. Știți? Și atunci, probabil, de exemplu, în acupunctura lichidă, în situația asta se dă un tratament pe meridianul inimii, adică al iubirii, da? Ca să umplem, sau a durerii sufletești, ca să, al plămânului, care reprezintă și durerea sufletească, ca să umplem un pic acolo golul a rămas de plecarea mamei, știți? Ca să puteți dumneavoastră să fiți cumva mai bine și atunci o să vedeți că după aceea, tratând și atacurile de panică bine, adică concret ele, veți putea să vă vindecați. Pentru că trebuie să ne uităm să rezolvăm ceva și din unde a plecat toată treaba. Da, deci eu cunosc toate cauzele de unde a plecat. Exact. Vedeți? Dar treaba este că nu mă vindec și de asta aveam rugămintea să mă ajutați într-un fel că da. Tot de mă urle capul, murlă, deci în piu e de murlă. Da, deci trebuie să vă dau, trebuie să vă spun să sperați. Pentru că, de exemplu, eu sunt un medic care vindecă acest lucru. Eu și... mi-am pierdut speranța. Tocmai asta am zis, da, că poate găsesc și eu pe cineva vreodată să-mi revin. Și uitați, Dumnezeu v-a ajutat. Da, păi de asta am zis să intru în direct ca să... Da. Și ideea este să accesați astfel de medicină. Există mai multe clinici medicale și în orașul nostru și în alte locuri și puteți să accesați așa ceva ca să vă vindecați. Pentru că se poate. Da. Și oricum, eu personal vă mulțumesc că ați sunat și că ați putut să vorbiți despre asta. Știți că de obicei unul din lucrurile pe care le facem este când este jenă să vorbim, mai ales când ne pot asculta și deci, și prieteni. Deci, doamna Elena, am luat și rugăciunea aceea, doamna Marilena, am luat-o și o zi pe fiecare zi. Ați făcut dumneavoastră cotul vindecării? Da, rugăciunea aceea o fac cu cele patru puncte. A, și o faceți? Da. Și nu vă simțiți mai bine din ea? Ba da, păi mai vedeți? Relaxează. Deci, doamnă. Da. Ceea ce spun, doamna... Și vreau și cartea, dar nu știu de unde să cumpăr. Doamna, se găsește pe piață, eu am văzut-o chiar zilele astea, mai erau câteva bucăți. V-am spus la tarabele dintre magazinul Trivale și fostul acolo, restaurant Argeșul. Da, acolo. Acolo. Sunt două tarabe, sunt doi băieți tineri drăguți. Mereu și acum am prins cu... Vă rog să o luați și să o citiți. Da. Doamna Elena, mă bucur dacă v-ați uitat
Și așa cum, cum domnii v-au spus că la baza tot tuturor problemelor sufletești stau aceste traume și da, stresul. Da, și mi-a deci... făcut foarte multe misiuni cu stresul, exact cum spuneați, exact acele manifest, la mine se manifestă. Așa se manifestă. Da. Vă rog să o faceți împreună cu rugăciunea, dacă vreți. Pentru cine da. Nu și-a notat rugăciunea, o mai citesc o dată, sper să o și găsesc, și să o faceți, ia uitați. Deci mă rog, deci o faceți așa și începeți, Doamne, deci mă rog ca toate imaginile negative. V-ați pregătit pixul și așa? Haideți, pregătiți-vă. Da. O foiță și pixul. Deci mă rog ca toate imaginile negative, convingerile nesănătoase, că poți avea... Știți de ce mare importanță sunt convingerile? Domnule, pentru convingeri, deci vin așa, tu ești dar ce acționează? Religia. Acționează familia. Acționează sistemul social. Acționează, dar câți factori externi sunt și îți modifică convingerile tale sufletești. Și atunci tu nu mai ai gândirea așa cum ar vrea sufletul, pentru că sunt anumiți factori externi care îți cotește dorința sufletului, te îngrădește în gândire și atunci nu mai poți spui că îți faci un destin pe care tu ți l-ai dorit, pentru că ești un pic îngrădit și familia și părinții au un mare rol. Deci, mă rog, ca toate imaginile negative, convingerile nesănătoase, amintirile celulare destructive, aici trebuie neapărat să scrieți amintirile celulare destructive, așa cum vă spuneam, celulele au memorie și în acea memorie se depozitează toate stresurile nescoase afară, toate traumele pe care nu le-ați scos și rămân aici și distrug. Știute și neștiute, da? Amintirile celulare destructive, știute și neștiute. Și toate problemele fizice legate de problema fiecăruia, cel doare, de ce suferă, da? Să fie identificate, scoase la iveală și vindecate. Pentru ca, iată, Elena să se umple de lumină, viață și iubirea de Dumnezeu. Deci să se umple de lumină, viață și iubirea de Dumnezeu. Ei, toate acestea făcute câte pe codul vindecării, pe cele patru, pe cei patru centri de vindecare, deci aici între sprâncene, aici deasupra mărului lui Adam, mânuțele făcute așa, a? Degețelele făcute așa. Și îți autoreglezi energia. Deci aici, la o distanță de 5, între 5 și 7 centimetri, pentru ca să se creeze arcul electric la bujie, da? Da, da, vorbesc foarte serios, așa, aici, aici, la unde se împreună maxilarul, aici, oasele acelea, și la tâmple. Aceștia sunt cei patru centri de vindecare energetice. Aș putea să completez de ce sunt centri de vindecare. Eu am și o explicație științifică. Vă rog. Fiind medic acupuncturist, să știți că în zonele în care dumneavoastră ați arătat, sunt niște mici ceacre. Da, ceacre, așa se numește. Ceacre, da, sau puncte de acupunctură. Așa. Și de asemenea, această poziție a mâinilor presupune o echilibrare foarte mare yin-yang. Așa. Și reprezintă o echilibrare foarte mare pe meridiane, pentru că pe fiecare deget începe un meridian. Așa. Și în momentul în care dumneavoastră, de fapt, apăsați, da, sau contactați, da, să faceți mici curcircuite, de fapt, între aceste zone, se face o autoreglare a corpului și o autovindecare foarte rapidă. Deci, vedeți? Da. Despre asta este vorba. Adică de 3 ori pe zi, a câte 6 minute de fiecare dată. Da? 6 minute ține codul vindecării, să fie liniște, să nu vă deranjeze nimic,
faceți rugăciunea Tatăl nostru inițial, după care faceți codul vindecării și vă veți simți foarte bine. Și spuneți să vă vindece sufletul, mintea și trupul. De asemenea, ce nu v-am învățat eu data trecută și este foarte important, cum să scăpați de stresul zilnic. Noi am venit acasă foarte stresat. Eu una sunt foarte stresată zilnic. Da? Și atunci ce facem? Împreunăm mâinile ca la rugăciune. Iată. În momentul ăsta să știți că se echilibrează chiar toți centrii energetici. Așa. Deci poziția asta de rugăciune este o poziție de echilibrare a tuturor centrilor energetici deodată. Tragem aer pe nas sau pe gură și îl dăm rapid. Inspirație forțată. Da. Ei, 10 secunde, de vreo 5-6 ori sau cât numărați în 10 secunde. Faceți chestiunea asta zilnic și ați scos tot stresul ăla. Pentru că respirația pranică, așa se numește acest gen de respirație, este o respirație care de asemenea ajută foarte mult la conectarea sufletească. Exact. Da, deci ne aduce în contact emoțiile noastre cu șeful lor, pentru că șeful în corp este sufletul. Și în momentul în care tu îl pui pe, ai o problemă, să zicem, la un etaj, da, al emoțiilor și este o disarmonie acolo, un dezechilibru, trebuie să mergi la urgență. Și la urgență trebuie să mergi la șef sus, da? Da. Și atunci, aducând, făcând o conectare foarte rapidă la nivel, la nivelul energiilor sufletești, poți foarte bine să-ți stăpânești acest dezechilibru. Deci, lucrul ăsta e foarte explicat științific, asta vreau să vă spun. Și sunt noțiuni de acupunctură foarte clare. Da, vreau să fie clar și pentru telespectatori, că, de fapt, ceea ce îndemnăm noi aici să facă este un lucru de armonizare și de autovindecare la nivelul meridianilor, pe care orice, de exemplu, acupuncturist știe că îl face și un acupuncturist. Doamna Elena, și condiția, ce să vă spun, obligatorie este să credeți în ceea ce faceți și că vă ajută, deci credința și consecvența, adică chiar să le faceți. Da. Și credința, orice, dacă faci cu credință și orice îți dorești, ți se îndeplinește dacă tu crezi că ți se îndeplinește. Dacă nu crezi sau te îndoiești, zici așa, aia, ce să mă vindece pe mine asta, nici nu o să puteți vreodată, da? Deci, obligatoriu credință. Bună seara, doamna Badea! Vă rog, doamna Elena, rămâneți. Bună seara, doamna Badea! Da. Bună seara, invitaților dumneavoastră! Vă rog! Dumneavoastră, bineînțeles! Da, vreau să o rog pe doamna Florinela, dacă este de acord cu mine, că de fapt oamenii care vin în viață cu abilități psihice, de fapt vin cu traume din timpul cât a fost în timpul sarcinii și în burta mamei. Sau din viețile anterioare, știți că mai există și altele. Sau și dumneavoastră care sunteți pregătită în domeniu. Să împărtășiți acest lucru, nu toată lumea e de acord cu ceea ce cred eu și dumneavoastră. Sigur că da. Păi doamna Badea, doamna Badea, țineți minte că erați cu mine la masă când am explicat că ADN-ul copilului este format din ADN-ul mamei și al tatălui. Și toate emoțiile și toate amintirile celulare de la mamă și de la tată se transmit. La rândul lor, mama este formată iară din doi părinți care, iată cum se transmit pe arbore. Da, și vreau să spun că cartea aceasta, Codul Vindecării, se armonizează foarte bine cu ceea ce cunoaște și doamna doctor, cu acupunctura lichidă. Și sigur că da, noi ar trebui, sau în emisiunile dumneavoastră, să vină specialiștii care să facă legătura între glandele endocrine, între cele 7 chakre energetice, pentru că... Păi sunt același lucru. Că în fizic glandele endocrine se suprapun cu chakrele în câmpul astral. Sigur că da, sigur că da, așa este. Deci legătura e așa de clară că sunt același lucru, adică asta vreau să spun. Chakre, sigur, corespunde unei glande endocrine și, sigur, automat când una dintre glande cedează și acea chakra este în suferință energetică. Nu, de fapt lucrurile se întâmplă invers. Deci când chakra, centrul energetic este dereglat, după aia apar modificări în fizic. Deci întâi apar modificările în câmpul ăla. De fapt, eu știu, eu am învățat altfel, nu știu cum știți dumneavoastră, eu am învățat că primele modificări apar în planul noiesic, apoi în planul psihic și apoi anomalii. Da, păi vorbim același lucru, dar spuneam patogene în planul fizic, sigur că da. Acum, ar trebui de, eu știu, de făcut să înțeleagă oamenii că corpurile energetice au un mare rol
în jurul organismului și că există, că nu le putem vedea sau pipăi, asta e cu totul. O să vorbim în seara asta despre asta, să știți. Chiar vă rog, îmi pare rău că nu sunt și eu cu dumneavoastră acolo. Da. Deci ce urmează exact despre asta? Chiar că trebuia să fiți, doamna Badea și noastră, dar vă spun și de ce nu am invitat mai multe persoane. Pentru că doamna doctor spune atât de multe încât ceilalți sunt telespectatorii, pot sta acasă. Domnul Dincă e altceva, cu doi merge, dar mai mulți deja prefer să vă invit în alte emisiune și să discutăm alte probleme. Aș dori să fiu într-o emisiune cu doamna doctor. Doamna doctor are foarte multe de spus, are o cunoaștere. Bine, o să fiți, doamna Bad. Știți că dacă și crezi în ceea ce îți dorești, cu siguranță se îndeplinește. Sigur că da. Prima condiție. Credința noastră trebuie să mute munții din loc și lucrurile se vor întâmpla. Așa este. Deci, în principiu, vreau să spun că acei oameni care nu reușesc să refuleze din ei, sunt oameni care sunt foarte... Da, doamna, așa e, trebuie să scoată emoțiile. Care își reprimă absolut orice sentiment, orice bucurie. Sigur că da, acești oameni niciodată nu vor găsi calea spre vindecare. Este destul de greu să înțelegi asemenea oameni și domnul doctor, cred că... Nu știu, nu-l cunosc, mă rog, dar cred că este de acord cu mine. Deci, doamna Badea, am plecat într-o seară și stăteam de vorbă cu ăla micu, copil de copil, cu Remus. Da. Domnule, copilul este extrem de profund, știți. Da. Și discutam despre clipa pierdută, pentru că ea e irreversibilă. Așa e. Nu se întoarce niciodată. Și cât ne batem noi joc așa, ca oamenii pe drumul vieții, cât ne batem noi joc de clipă și nu ne dăm seama că ea nu se mai întoarce. În loc să ne bucurăm de fiecare rază de soare, de fiecare clipă pe care o trăim și să o trăim profund, noi stăm supărați, egoismul nostru este atât de mare încât ne întunecă viața. Din exact egoism. Domnule, m-a deranjat pe mine, bărbat, poftiți. M-a deranjat pe mine doamna doctor, că nu știu de ce. M-a deranjat vecina. Firar să fie și doi și stai încrâncenat. Păi nu e așa viața. Da, deci automat când procedezi așa, sigur, pierzi enorm de mult. Pierzi enorm de multă energie, sigur că da, pentru că consumi timpul cu nimicuri. Pentru de ce? Cine suferă în momentul ăla? Da. Ecoul nostru, doamna. Cel mai tare suferă, sigur că da. Ecoul nostru e lezat și de ce să nu fim noi moți, adică noi avem dreptate. No? Da. Când doamna putem doctor, fi... Cred că este de acord că principalul centru afectat la noi în corpul nostru și pe ceacrele noastre este centrul emoțional. Da. În momentul în care este cel mai vulnerabil. Și de fapt societatea în momentul acesta, noi ca și ființe umane, avem probleme foarte mari la acest nivel. Așa este, deci este nivelul în care trebuie să facem primul pas. Dar ca să rezolvăm aceste probleme, trebuie să începem să ne conectăm din punct de vedere spiritual, pentru că nu putem opri doctor. Ceva decât cu ați ceva mai sus decât pe acest ei, și lucru. Vă spun eu, în momentul ăla noi suntem foarte departe de Dumnezeu. Așa este. Adică mintea noastră este atât de încețoșată încât nu mai putem pătrunde, pentru că dacă tu ești cu Dumnezeu, ești foarte puternic, nu are de ce să fie teamă de nimic. Ați spus acum exact cauza atacului de panică, așa. Pentru că trebuie să știți că cauza, și am vrut să las așa mai spre final acest lucru ca să înțelegem de unde vine atacul de panică. Atacul de panică vine din faptul că noi încercând să ne rezolvăm anumite probleme, uneori nu mai putem să le rezolvăm. Ajungem într-o mintea noastră, pentru că de obicei găsim soluții, încercăm să găsim soluții. Mintea noastră are un blocaj și nu mai reușește, nu mai știe cum să soluționeze acest lucru și sunt diverse motive. În acel moment apare atacul de panică ca o sfâșiere, ca o teamă extraordinară, pentru că nu știi soluția și pentru că nu mai apare luminița de la capătul tunelului, în momentul ăla te simți disperat. Da. Și atunci nu mai ai contactul de fapt cu sufletul tău, cu sinele tău. Da. Ar trebui de fapt să știi că n-are rost să fii atât de deprimat și atât de supărat, să nu-ți pierzi speranța, pentru că de fapt nu știi să apelezi la ceva ce e salvator.
Și dacă ai avea contactul cu sufletul, ai să vezi că, de fapt, aceste lucruri care ți se întâmplă ție în momentul ăsta sunt decât niște lecții pentru tine, în care tu trebuie să le treci, trebuie să înțelegi că nu trebuie neapărat să rămâi așa. Întotdeauna există o salvare și o soluție dacă apelezi la Divin. Adică în momentul în care poți să ai acces la Divin. Și trebuie să știți că toți cei care faceți atacuri de panică este că nu aveți o legătură foarte bună cu spiritualitatea, deși vă rugați, deși mergeți la biserică și deși spuneți că și credeți. Pentru că a spune lucrul ăsta și a se și fi este o diferență foarte mare. Eu spun așa, stai în Dumnezeu. Și ca să stai în Dumnezeu trebuie să stai pe vibrație înaltă, pentru că Dumnezeu nu e niciodată pe vibrație joasă. Când sunteți supărați, sunteți departe de Dumnezeu. Nu poate fi Dumnezeu acolo în frecvență joasă. Supărarea înseamnă frecvență joasă. N-are cum să stea Dumnezeu acolo. Și apoi pui la trebuie să faci altul, să te exact. Ridici pe frecvență înaltă, acolo unde este Dumnezeu. Și caută-L continuu pe Dumnezeu. Că, presupui că Dumnezeu te-a lăsat. Deci în momentul... Auziți, da. Doamna doctor. Păi, vedeți, haideți să învățăm pe oameni cum să-L caute pe Dumnezeu. Eu spuneam într-o emisiune anterioară că Dumnezeul nostru este îmbuteliat, că noi nu avem acces la El, pentru că nu mai avem amintirea de sine, nu mai avem pur și simplu... Nu, ne-am tăiat accesul, vreți să spuneți. Deci, deci nu există ființă umană creată de divinitate care să ne aibă acces. E acolo butonul de când ne naștem până murim. Nu este, problema e că nu mai știm noi să-L accesăm, știți? Deci, tocmai așa este. Deci da. Asta e, că este îmbuteliat și noi nu putem să-L accesăm pe Dumnezeu, sigur. Sigur că da. Nu știm să-L accesăm. Și nu știm de să facem putem oricând. Intuiție, când suntem blocați și avem anumite probleme, să lăsăm inima sau mintea aia superioară să decidă ea. Nu să venim noi cu rațiunea noastră și să punem problemă peste problemă. Da, să nu venim cu mintea, pentru că mintea asta crede... Da, este da. Foarte greu. Da. Să știți că teoria o cunoaștem toți. Cu siguranță, doamna Elena, mai sunteți pe fir? Da, da. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine teoria și ceea ce vă spunem noi, că e adevărat ceea ce vă spunem, dar e mai greu exact. Să faci. Exact. Este mai greu să te ridici din supărare, să știți că da. Este o chestiune foarte grea. Îți trebuie un exercițiu cu mintea extraordinar de puternic. Adică trebuie să fii atât de puternic cât să te ridici, să te ridici de acolo din supărare, în rugăciune și să ți se lumineze sufletul, adică să scoți din suflet toată negura ca tu să te așezi acolo în Dumnezeu, să nu-ți mai fie teamă. Trebuie să ceri. Știți câtă dreptate aveți? Da, doamna Elena. În pielea mea, m-am supărat 3 zile și îmi venea rău și apoi am zis, Doamne, nu mai vreau. Nu mai vreau să mai fac nimic în seamă, orice greutate, orice supărare. Și mi-am revenit și înfloresc acum. Asta deci, este, doamna Elena. Pielea mea, deci... În momentul acela, când vedeți că sunteți foarte supărată, faceți codul vindecării și vă scoateți din suflet, da. Dar gândiți-vă la ceva foarte frumos în timpul rugăciunii. Da. La cele mai frumoase momente exact, din viața dumneavoastră. Exact așa fac un an de zile, mi-a spus luptă, dar mi-am revenit, mai dorm, mănânc, dar treaba este că mi-a rămas în cap jeală. Asta mă deranjează și vreau să mă ajute cineva. Vă ajută, doamna doctor, să luați da. Telefonul din regie. Da. Da. Și vă ajută, doamna doctor, cu siguranță. Probabil da. Că aveți acolo ce spunea pe meridianul și cu rinichiul ceva și se poate da. Vindeca. Da. Sigur că aveți nevoie de ajutor în momentul acesta, dar după ce îl veți primi și când veți scăpa de vâjâiala din cap, o să vedeți ce bine o să vă simțiți și ce puternică o să fiți în momentul în care veți face rugăciunea cu mare credință și acest cod de echilibrare al energiilor. Eu, nu o să aveți nicio problemă. Cred că mă simt că m-aș naște a doua oară să scap de acea vâjâie. Nu, așa va fi, doamna Elena. Da. Eu i-aș spune, doamna Elena, să persevereze. Și sigur, peste vreo câțiva ani își va aduce aminte de această situație și o să râdă și o să spună nu am trecut eu prin așa ceva. Să știți că fiecare dintre noi trece da, prin da, și trăiți-vă clipa, doamna Elena. Trăiți da. În bucurie da. Pentru că așa ne-a spus Iisus, să trăim în bucurie, să nu ne temem și să așa iubim este. Tot ce întâlnim. Așa este. Și vedeți cum vi se schimbă viața extraordinar de tare. Sigur, fiecare avem momente în viață când mai clacăm.
Așa este omul, are și fie relief, are și deal și vale în viață, nu știi, vedeți? Dar bine e să stăm acolo numai în bucurie ca să ni se întâmple, să culegem numai lucruri bune de la viață. Dar de noi depinde. Mintea este cea care ne coordonează și gândurile noastre și convingerile noastre de care vorbeam puțin mai devreme. Vă rog, domnul psiholog. Da, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc. O seară bună. Cu multă plăcere. Vă rog. Eu stau acum și mă uitam la jucăria aceea și patru doamne vorbind și... Bine, psihologul stă și gândește. Sigur. Ce am vrut să spun? În de regulă, psihologul ascultă. Ascultă, da. Și pe urmă, și pe urmă dă verdictul. Nu dă verdictul, că nu dăm verdicte. Bine, deci, psihologul încearcă să ajungă. S-a vorbit foarte frumos aici. Foarte, mult adevăr a spus toate doamnele. Eu vin cu o întrebare la fileu. Oare sistemul, cum îl învingem? Și să dau niște exemple. Deci, eu sunt convins că doamna Elena locuiește singură. E primul lucru. Și eu m-am luat și cu medici renumiți, în ghilimele, în gură, constructiv. Cum spuneați dumneavoastră. Haideți să facem un exercițiu, doamna doctor. Eu vin la dumneavoastră, mă faceți bine, da? Ce nu știm noi românii, și decât în cărțile de afară să spun, că mi-au început să mă iau după ei, este mediul în care trăim, doamna doctor. Ne facem prieteni, domnul doctor. Stați un pic. Aceste persoane care au această labilitate emoțională, greu își fac prieteni. Da, pentru că suferă de singurătate. Exact. Deci, eu mă duc la cabinet, la, mă rog, așa, nu există mă vindec. Nici pe biletele de ieșire din spital se scrie ameliorat. Orice boală se ameliorează sau asta. Bun. Deci, îmi cer scuze, domnul psiholog, eu tatonez asta. Da? Fac vindecare, da. Așa, bun, ok. Și de asta vreau să, adică, eu nu cred în vindecare. Deci îmi pare rău, dar eu fac asta. Ameliorare. Bine. Vindecarea deci nu o face decât Iisus a sufletului. Sunt de acord. Atenție, atenție că vorbim la suflet. Eu ce am spus, nu, numai cu ajutorul. Noi ameliorăm. Niciunii o faci. Exact. Numai cu ajutorul. Dar acum dacă revii în mediu, după ce ai fost ameliorat, zic eu, și mediu este factorul stresor extern. Dar ce-ar fi să-i tratăm pe toți? Pentru că, de exemplu, în medicina holistică eu tratez familiile. Și vă dau un exemplu. Dacă vine un copil cu ADHD, da. De obicei sunt copii cu energie foarte mare noastră și sunt niște copii speciali, foarte frecvent în ultimul timp. Așa. Copii care sunt atât de generoși, sunt uneori kamikaze, preiau din energiile părinților ca să nu facă boli, e o întreagă poveste cu asta. Și trebuie să știți că eu, de exemplu, evaluez bonus pe mamă. Că n-am cum să tratez copilul dacă nu văd cu ce încărcătură, să zicem, poate și spirituală sau energetică sau emoțională. A venit mama. A venit mama. Da. Că știți, da, tatăl? Și tatăl, că de obicei vine și tatăl. Deci eu în cabinet bag așa, un membru și cine e pe hol. Da, da. Știți? Și la un moment dat cineva îmi spunea, tu îi bași pe toți? Păi îi bag pe toți, că din interacțiunea dintre ei cam văd ce se întâmplă în familie. Ca terapia de cuplu și familie. Exact. Văd, de exemplu, o soție cicălitoare. Exact. Sau care îi spune bărbatului tot, deci eu îl întreb pe el și răspunde ea. Știți, vine el bolnav și răspunde ea în locul pacientului. Și atunci așa îmi dau se face seama, la terapie de cuplu, exact, și familie. Că e o problemă acolo, știți? Exact. Și dacă doamna îl cicălește, ăsta se enervează și face accident vascular cerebral. Știți? Da. Deci am avut caz. Adică e foarte important să înțelegi ce se întâmplă în familie. În medicina holistică așa se tratează. Bun. Haideți să vă spun cum este la noi. Da. Așa. Ce facem cu persoana care își pierde serviciu? Și ea, și el, doi copii la masă. Și din păcate, ia câte că se întâmplă frecvent. Ce facem? Deci eu vă spun, eu studiez nu la nivel de țară, afară. Degeaba, de oricine mi-ar spune mie, le-am spus-o și psihiatrică, prietenii mei, le-am spus, fraților, vine la tine, la mine și astea. Dacă omul ăla se duce acasă și în mediul lui, în aureola lui negativă, încărcătura din casă, aoleo, bancă, aoleo, soțul l-a dat afară, copilul mâine trebuie nu știu ce carte și nu știu astea, când ne-am dat noi peste cap, sunt factorii externi agresivi și atunci, cum o rezolvăm? Păi vă spun eu cum o rezolvăm. Să nu uităm că nu suntem sistemul singuri. Trebuie. Da, de acord. Rezolvat. Dar, știți? E mai psiholog. Îmi cer scuze. Sistemul e același pentru toți. Și la sistem. Exact. Asta e. Da. Da. Sistemul e același pentru toți. Foarte adevărat. Noi trebuie să facem față la ce este. Și trebuie să știți că în momentul în care nu avem un serviciu sau nu avem de mâncare, este și rezultatul nostru. Nu. Este și rezultatul nostru. Pentru că unii au. Dar dumneavoastră ați auzit dat afară din serviciu persoane competente pe niște criterii politice și... deci, cunosc cazuri, da, sunt cazuri și cazuri. Și alea ajung. A, am o întrebare.
De ce n-ajung la atac de panică, sau foarte rar ajung la atac de panică, vipurile, vedetele, toate... Parcă dumneavoastră aveți cazuri de vedete o grămadă. Care? Și să nu uităm câte vedete s-au sinucis. Atât? Deci ele merg pe... Pe ce merg? Pe extreme. Pe extreme merg. Ele pac și țung. Păi vedeți? Păi vedeta în sine e extremă. Nu, și vedeta. Exact. Deci vedeta... Și vedeta presupune să ai o extremă. Eu zic să nu... Deci vedetele sunt oameni stresați. Acum... Foarte stresați. Din punctul meu de vedere... Și stresul ăsta care e la bază. Bine, și... Bine, ei și-au ales asta, roade, știi? Da. Și... Adică este o alegere personală să-ți speli rufele la televizor pentru că să fii vedetă. Toți ne alegem în viață ceea ce este. Facem. Da, și fără discuție. Și toți și ne alegem. Și ideea este că noi ca și țară trecem printr-o perioadă foarte grea. Și nu suntem după o scurtă pauză, doamna Badea, ne auzim după o scurtă pauză. Mulțumesc frumos. Un minut atât. Deci vreau să spun, niciodată să nu uităm că și părinții și străbunii noștri au trecut poate prin etape mult mai grele decât ale noastre. Război și alte lucruri. Și au supraviețuit. Exact. Da. Să găsim acele resurse care trebuie. Resursele sunt spirituale, doamna Badea. Doamna Badea, foarte bine ați spus așa, au fost vremuri și mai grele și oamenii parcă nu erau așa de depresivi. Dar erau mai credincioși. Da. Erau mai înțelepți. Erau mai... Da, sigur că da. Revenim... cu multe, iată și despre furturile energetice, dar cu multe probleme pe care le dezbatem în această seară. Continuăm dezbaterea noastră pe problemele sufletului, bolile sufletului și pe cele emoționale. Și am vorbit despre atacul de panică, mai continuăm ceva despre atacul de panică, așa vrea doamna doctor. A spus că mai e de spus. Sigur că sunt multe de spus. Încercăm să spunem și noi cât se poate în această emisiune și să dăm sfaturile cele mai utile. Sigur, fiecare trebuie să meargă și să consulte un medic specialist sau cel mai bine și cel mai bine un psiholog. Bun. Spuneți, doamna. Vreau să vorbesc despre tratamentul atacului de panică. Toate atacurile de panică și depresiile, pentru că, de fapt, atacul de panică e o formă de depresie miniatură, adică e începutul depresiei, cumva, e o primă formă, se tratează cu două elemente esențiale în acupunctură. Reglarea meridianului rinichiului, care rinichiul este centrul fricii, și, de asemenea, reglarea meridianului inimii, care înseamnă și este zona asta inimii, este și zona sufletească, cumva, într-un fel. Și de aici vine și faptul că, de fapt, este o frică a sufletului, adică este o problemă sufletească și o stare de teamă. Și aș vrea să citesc un pic care sunt simptomele psihoemoționale care apar în dereglarea meridianului rinichiului, ca să vedeți ce legătură mare există între, de fapt, de unde vine toată treaba. Deci problema noastră vine și de la rinichi și de atunci trebuie tratat rinichii. Deci, uitați, simptomele psihoemoționale în dereglările meridianului rinichiului sunt așa: nesiguranță, nehotărâre, imposibilitate de comunicare, nerăbdare, cinism, neîncredere, probleme de memorare, lipsa motivației, lipsa perspectivei, tristețe, fobie, teamă, panică. Deci, practic, reglând în acupunctură acest meridian, din start ai un acces de 90% la atacul de panică, adică poți să tratezi acest lucru. Și se completează, de asemenea, v-am explicat, și cu tratament pentru inimă. Pentru că se spune că noi, de fapt, știți, și când se fac vindecările, cobor cu mentalul în inimă. Din inimă vindecă. Vindecătorul vindecă din inimă, nu cu mintea. Și apropo de vindecare, vreau să fac aici o adăugire, apropo de ce a spus domnul psiholog, că într-adevăr noi nu vindecăm ca medici, adică nu se pune problema că vindecăm. Dar care este rolul medicului și cum putem asocia cuvântul vindecare și cu cuvântul medic este în felul următor. Că se întâmplă două feluri de vindecări când un medic tratează un pacient. Este odată procesul de autovindecare în sine al pacientului, care este creat de către forța vitală din corp, și anume acest curent spiritual, să zicem, da? Cea care dă viață, deci vitalitatea corpului, care circulă prin meridiane, în acupunctură se știe lucrul ăsta, intră prin chakre și merge prin meridiane, și practic această forță, acestei forțe vitale, la un moment dat îi lipsește ceva, o informație, îi lipsește ceva. Și atunci corpul se îmbolnăvește, el nu mai știe singură să se autovindece, nu mai poate. Și noi, ca și medici, noi trebuie să înțelegem ce anume îi trebuie și trebuie să-i dăm acel lucru, acea informație.
informație îi dăm. Cu acea informație, doctorul interior, pentru că așa numesc eu forța vitală și majoritatea medicilor care studiază la fel, așa spun, doctorul interior ia acest lucru și vindecă pacientul. Deci pacientul se vindecă singur. Și se vindecă cu atât mai repede cu cât crede că se vindecă. Exact. Știți de ce, domnul psiholog, este vorba de crezi că te vindecă medicul respectiv, crezi că te vindecă medicamentul respectiv. Și atunci, cu atât mai repede te vindeci, pentru că tu, ca și organism, ești pregătit pentru vindecare psihic. Și vorba bună seara, domnul Petre. E vorba și de încredere. Da, credința. Bună seara, domnul Petre. Bună seara. Bună seara, domnul Petre. Nu vrea să vorbesc. Da? Alo. Vă rog. Sunt foarte emoționat pentru că de 12 ani am acest atac de panică. În acest moment când vorbesc cu dumneavoastră. Mă înțelegeți? Acum aveți un atac de panică? Nu am, dar faptul că am intrat în emisiune pentru că aș vrea să cunosc câteva detalii dacă se așa, vindecă. Sunteți emoționat. Da, încercați să ne considerați prieteni și nu este nicio problemă. Vorbiți faptul liniștit. Că am fost la medicul de familie pentru un tratament care le-au lună de lună, mi s-a luat tensiunea, pot să spun că, spunându-mi că am 16 cu 10, chiar m-a introdus în acest atac de panică. Da, da, v-a speriat. Ce vreau să vă spun, se manifestă cu dureri în capul pieptului, în stern aici, teama de moarte. M-auziți? Da, sigur, vă ascultăm așa. Cu atenție. Simt că mi se moaie picioarele, transpirație. Am făcut tratament cu Cipralex vreo 5-6 ani de zile. În momentul de față l-am întrerupt cu acordul medicului care m-a tratat pentru că mă simțeam mai bine. Vreau să spun că acest atac de panică se manifestă chiar și, cum să vă zic eu, prin schimbarea locului de muncă dintr-un post în altul. Mă înțelegeți? Da, pentru că există o provocare acolo, e o problemă, adaptarea în sine este un lucru greu de făcut și orice lucru care vă provoacă, vă creează panică și îngrijorare. Această boală de panică se poate trata? Da. Tocmai ascultați acum medici și psihologi care tratează asta cu succes. Aș vrea să vorbesc mai mult, dar nu mai pot. Sunt foarte emoționat și chiar am... Pe moment am un domnul fel de Petre, atac de panică. Domnul Petre, luați telefonul doamnei doctor sau al domnului psiholog din regie. Am făcut 6 luni de psihologie, adică am fost 6 luni, dar parcă nu s-a văzut. Bine, am să le iau. Și discutați în particular că poate sunteți mai puțin emoționat decât la televizor și ascultați ce spunem noi aici. Da, bine, mulțumesc. Vă rog. Nu, dar vreau ca această emisiune eu să o am ca o probă, pentru că s-ar putea ca nimeni să nu mă înțeleagă. Cum să nu, domnul Petre, cum să nu mă înțeleagă? Nu, nu mă înțelege și n-am fost înțeles, să știți. Da. Faptul că am fost mutat dintr-un loc în altul, subiectiv, n-aș putea să zic obiectiv, mi-a creat acest atac de panică. Vă spun, am mai vorbit cu dumneavoastră pe probleme politice, dar n-am fost emoționat ca acum. Adică o nedreptate. Da. De exact, această nedreptate, să știți că este foarte mult e cauzală de boală. Deci este foarte important dacă dumneavoastră sunteți o persoană foarte corectă, din fel de a fi. Da. Deci vă bazați pe această corectitudine ca personalitate. Ce impietează această și tulbură această corectitudine a dumneavoastră, adică o nedreptate, pentru dumneavoastră e catastrofală. Da, înțelegeți? Da. Dacă ar fi fost altcineva care n-ar fi fost corect în viața lui, trecea peste asta ușor. Dar la dumneavoastră este cum ar veni cireașa de pe tort. Adică pot să vă facă orice, dar dacă vă face cineva o nedreptate, dumneavoastră nu puteți trece peste acest lucru. Despre asta vorbim, nu? Da, aveți dreptate și să vă spun un lucru. Da. Faptul că am fost mutat într-un alt loc de muncă a fost mai bine. Dar faptul că poate acolo nu mi-am pus problema, măi, cine o fi acolo, ce o-i face acolo,
cum se vor comporta colegii cu mine, noi colegi? Pentru că aici se practică acum mobilitatea asta unde lucrez eu. Da. Și... Pe, în mod normal, medicul trebuia să vă dea un fel de bilet, da, cumva, o scrisoare medicală, în care trebuia să spună că în perioada asta, când dumneavoastră sunteți așa cu această problemă, nu e voie să faceți ture, să faceți schimbări la locul de muncă. Deci orice lucru care, de exemplu, vă tulbură pe dumneavoastră sau vă produce un efort suplimentar, nu este voie să se întâmple. Și atunci, dacă dumneavoastră ați fi lucrat cu un medic care acționa asupra acestui lucru, eu să știți că asta fac. Deci, când sunt probleme, da, eu dau aceste scrisori medicale și chiar sunt personal. Nu am ce. Da, pentru că e foarte important că poate omul ăla nu înțelege, știi, șeful dumneavoastră nu știe. Și îi spun, domnule, știi, dumneata, ca șef ești obligat pe omul ăsta să nu-l muți, că el are o problemă. Da. Da? Și mulțumesc foarte mult, domnul Petre, ascultați-ne în continuare. Da. Ascultați-ne în continuare. Bună seara, domnul Daniel. Sărăduna, bună seara invitaților. Vă rog. În problema aceasta cu panica, atacul de panică, eu m-au depistat cu cancer malign. Și mi-a extirpat rinichiul drept, mă rog. Panica care este? Același doctor care m-a operat pe mine și pe alt coleg de-al meu de salon, între timp colegul meu a murit. Eu mă duc la control, fac interferon, nu fac citostatice. Dar ori de câte ori mă duc la medic, aud, a murit cu tare, devine o panică la un moment dat. Eu sunt optimist. Puțin în pas, asta e, mi-am trăit viața, sunt cu sufletul împăcat. Dar, în momentul în care ajung acolo, chiar dacă am tăria asta de caracter, momentul în care aud la salon, acolo, la ușa cabinetului, că respectivul a murit, că respectivul a început să facă alte operații pentru că a apărut din nou boala, s-a împrăștiat cancerul. Așa devine o panică și pentru mine. Da, deci oricine ar simți asta în locul dumneavoastră. Deci nu trebuie să credeți că, deci orice om la ce spuneți dumneavoastră ar simți această teamă. Este firesc, eu vă înțeleg foarte bine când spuneți asta. Dar vreau să vă spun un lucru. Este foarte important când ai diagnostic de genul acesta să-ți controlezi în primul rând teama. Pentru că teama, adică activarea rinichiului care este centrul fricii, poate crea recidive după aceea și poate crea încă un alt cancer. Chiar se spune că nu există de fapt o recidivă plecată de la primul loc în care s-a format cancerul și că de fapt toate metastazele sunt mici cancere formate în corp datorită diagnosticului pus de către medic și aruncat așa pacientului, datorită acestor scene, ca de exemplu că dumneavoastră vă duceți acolo și auziți că mai moare cineva și toate activările astea de, cum să vă zic eu, activării rău pe care vi le face prin situație această conduită medicală, nu face decât să vă agraveze boala. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să fugiți foarte tare de locul ăla și să încercați să, mai ales dacă nu faceți chimioterapie și nu depindeți deci de un medic, până la urmă, să zicem, oncolog, încercați să găsiți medici care pot să vă trateze într-un alt fel, da, ca idee, și care să gestioneze și această panică și această tulburare emoțională pe drept cuvânt pe care o aveți. Pentru că trebuie să știți că în România și în general și în străinătate nu se ocupă nimeni din punct de vedere emoțional de bolnavi cu acest diagnostic. În mod normal ar trebui să fie permanent sub consultul psihologului, ar trebui să se vorbească foarte mult cu ei, să se asigure suportul emoțional și psihologic al pacientului cu acest diagnostic. Și de asemenea, trebuie să știți că din punct de vedere holistic, vreau să vă spun, acest diagnostic, adică al acestei boli, este un diagnostic care trebuie neapărat discutat din punctul meu de vedere homeopat și holistic. Eu cum procedez în astfel de situații? Eu consider că, să zicem, această boală este cumva o secură deasupra capului, pe care corpul a creat-o. Că noi ne-am creat-o, că nu ți-o pune nimeni, știți? Deci noi am creat în corp această energie negativă, că este o energie negativă, care vine cumva dintr-un conflict al nostru. Pentru că ce este cancerul creat? Se spune că cancerul ți-l creezi singur și că este o metodă cumva de sinucidere, să zicem. Da, într-un fel. Ți-l creezi singur și prin asta te omori. Și asta presupune că e un conflict acolo între
planul dumneavoastră psihic și planul dumneavoastră emoțional, ceva care vă frământă și care la un moment dat, pentru că nu l-ați putut gestiona și n-ați înțeles, și de asta zic că ar trebui discutat cu un psiholog și cu medic de unde vine toată treaba asta, dumneavoastră să înțelegeți, e o eroare de gândire sau eu știu de interpretare și la un moment dat apare această boală. Și e ceva ca o ghicitoare, ghișu percăcei. Dacă dumneavoastră înțelegeți de unde vă vine problema, dumneavoastră puteți să rezolvați această treabă cu acest cancer. Trebuie să înțelegeți mesajul, trebuie să înțelegeți ce e neregulă acolo. E și o mare supărare pe care o aveți, că fiind un proces autodestructiv, înseamnă că dumneavoastră, ca fiind o ființă umană sofisticată, v-ați dat reset, autodistrugere, cumva, într-un fel, știți? Și eu vă sfătuiesc să mergeți în locuri în care se poate gestiona, pentru că acum principala problemă a dumneavoastră nu este boala, cât vă văd foarte afectat. Deci este problema emoțională mai puternică decât însăși boala dumneavoastră, știți? Și atunci v-ar agrava. Deci mergeți undeva la un psiholog sau la un medic, cum sunt eu, sau mă rog, că sunt și mai mulți, da? Ca să vă trateze, pentru că puteți să vă agravați în sine diagnosticul. Ați înțeles, nu? Da, vă mulțumesc frumos. Colegi, Daniel, și mai e ceva foarte important pentru cei care au boala dumneavoastră și nu știu de unde sau. Deci există acea celulă despre care eu vă vorbeam, adică în momentul în care aveți o teamă sau o traumă sau o grijă, deci corpul este învățat să facă așa. Deci există sistemul nervos central, iar repet, care este simpatic și parasimpatic, da? În momentul în care, el acționează așa, în momentul în care are o provocare de teamă foarte mare, de stres, de traumă, el procedează așa, în sistemul de luptă sau fugi. Da, e o reacție a corpului. Există sistemul nervos central și sistemul nervos vegetativ, care nu sunt același lucru. Sunt lucruri separate. Eu trebuie să spun că sunt medic și trebuie să fac clar asta. Sistemul nervos vegetativ este mâna dreaptă a sistemului nervos central și este modalitatea prin care noi reacționăm și ne adaptăm. Și practic ce spuneți dumneavoastră este că noi reacționăm în caz de pericol prin sistemul nervos vegetativ, exact cu acest lucru că simțim că intrăm în panică, da? Adică reacțiile astea toate de atac de panică sunt de fapt niște reacții prin care corpul își exprimă în fizic teama. Asta adică e toată treaba, deci întâmplă? Nu murim, adică. Ce se întâmplă? Tot sângele este dirijat către mușchi. Exact. Iar organele rămân neirigate și celulele de asemenea. Ce se întâmplă cu celulele? Dacă noi stăm pe stres mai mult timp, celulele fac așa, se închid și nu mai lasă să intre sau să iasă nimic. Și adică blochează și emoțiile. Nu se mai oxigenează celula și nici afară toxinele din celulă nu mai ies. Și începe să se deformeze celula și așa apare cancerul, da? Și tot felul de boli. Dacă încercați să vă destresați foarte repede și să treceți peste, celula se deschid. Și atunci începe firesc procesul în organism. Deci ideea este următoare. Să nu strați în stres foarte mult, în supărări foarte mult, pentru că celulele nu mai pot să fie oxigenate și iată cum se trece la această deformare care dă nenorocitul ăsta de cancer. De fapt, este vorba de un blocaj energetic. La nivel celular se produc acumulări foarte mari energetice și atunci se produc modificări de rată de multiplicare a celulei. Deci, în mod normal, celulele canceroase sunt niște celule, să zicem, firești în corp, pentru că să știți că fiecare dintre noi tot timpul avem celule canceroase în corp. Deci, ele sunt într-un anumit număr mic. Când numărul acesta... Când se produce în corp o anumită tulburare, de exemplu, ca de exemplu stres sau alte emoții negative, că pot să fie și șocuri emoționale, deci nu mai stresul,
șocurile emoționale, moartea cuiva, panica, multe probleme, deci stresul e una dintre ele. Să știți că sunt o listă foarte mare de lucruri care pot duce la acest lucru, așa. Toate astea duc la o perturbare și celulele acestea nu se mai autodistrug, pentru că ele în mod normal ar trebui să se autodistrugă după ce își fac o anumită treabă. Nu sunt bune, e ca la o fabrică. Faci niște piese și când piesele nu sunt bine, că nu sunt perfecte, se aruncă, știți? Așa celulele canceroase în mod normal se aruncă. Organismul are un sistem în care le distruge. Ei, când organismul nu mai face față, se întâmplă ceva acolo, e o problemă, da? Persoana aceea, cum ar veni, care ar trebui să distrugă celulele canceroase defecte, deci, adică, nu mai face acest lucru și astea se mulțesc. Și lucrul ăsta, așa apare cancerul. Deci este cumva, până la anumită etapă, un lucru normal, după care devine un lucru necontrolabil. Da? Dar nu este ceva care, adică putem să facem reversie pentru acest lucru. Medicina a pășit foarte mult. Și, de exemplu, cancerul este în corp cu 5 ani înainte. Și o să vedeți, dacă urmăriți emisiunea noastră în continuare, că noi, în medicina holistică, punem diagnostic deja în corpurile astrale, adică ne uităm puțin mai înaintea bolii. Da. Și atunci este foarte important că putem să depistăm că, de exemplu, dumneavoastră aveți o tulburare care, dacă nu tratăm, duce la cancer. Deci dacă dumneavoastră, acum îmi pare rău că vă spun asta, dacă ați beneficiat de niște investigații mai înainte de a se depista cancerul, adică ați fi făcut parte din acele persoane care ați fi venit măcar o dată pe an, să fiți investigat așa complet în toate cele patru corpuri energetice, deși sunt 5 mai multe, patru corpuri energetice, atunci un medic v-ar fi spus: domnul, cum vă cheamă pe dumneavoastră, vedeți că sunteți predispus să mergeți către asta. Și ați fi avut șansa să puteți să gestionați. Dar și acum aveți șansa. Nu trebuie să vă pierdeți speranța. Trebuie să căutați acei medici care vă pot, în primul rând, readuce echilibrul psihoemoțional pe care l-ați pierdut. Trebuie să combateți teama, în primul rând, este primul lucru, și să vă regăsiți speranța și să reîncepeți să luptați. Pentru că acum, cum ați descris dumneavoastră, starea dumneavoastră este ca o persoană care începe să cedeze. Ori, acum, dacă cedați, știți, se dezvoltă celulele canceroase. Trebuie să luptați din nou. Bună seara, doamna Monica. Bună seara. Tot respectul, este superbă emisiunea și ne ține pe toți alături de dumneavoastră. Vreau să o întreb pe doamna doctor Florinela Bălan, care este sursa acestor atacuri de panică? Pentru că te uiți în stânga, foarte multe cunoștințe ale mele suferă de atacuri de panică. Avem și în familie student, un nepoțel care s-a confruntat, mai bine spus, cu acest diagnostic vreo 2 luni de zile, între orele 1 și 3 dimineața, făcea aceste atacuri de panică și părinții, ori la salvare, ori la urgență, masca de oxigen și cam atât. După care au mers la un medic psihiatru și am spus: nu știu dacă e bine, ar trebui totuși la psiholog să mergi cu băiatul să rezolve acest... M-am gândit că sunt probleme emoționale cumva, dar eu nu sunt specialist. Încerc scuze că vă întreb. Copilul era un pic și mai agitat, așa mai furios, avea momente de furie? Nu, este un copil formidabil. Nu, mă refeream la emoții. E clar că e formidabil. Probabil că le ascundea cumva. Da, cred că le ascundea. Pentru că știți de ce se întâmplă o crizele la ora aceea. Deci la ora 3 este meridianul sufletului. Uh-huh. Știți? Și în general trebuie să știți că tot m-ați întrebat. Lucrurile acestea se întâmplă ca și cauzalitate, deoarece noi nu, cu mintea noastră, nu mai găsim răspunsuri la anumite probleme care ne frământă și nu știm încotro să o luăm. Și suntem dezorientați și intrăm în panică. Dacă noi am înțelege că mintea e decât directorul adjunct, nu este șeful nostru, și dacă noi nu rezolvăm o problemă, nu înseamnă nimic, înseamnă că noi atâta putem în momentul ăla, dar nu s-a sfârșit lumea. Corect. Și dacă am apelat, v-am spus, ne-am dezvoltat din punct de vedere spiritual și am cere ajutor, da? În momentul ăla să știți că ne vine ajutorul, pentru că fiecare ființă umană are dreptul să îi se acorde un ajutor de sus, numai cu o singură condiție, să-l ceară. Avem liberul arbitru și nimeni de sus nu ne poate ajuta, nici sfinții, nici îngerii, nimeni nu ne poate ajuta dacă nu cerem. Da? Exact. Eu cum fac? Vă dau un exemplu ca să închei, cum fac eu. Eu sunt medic și vindec cu ajutorul divinității, că exact cum a spus domnul psiholog, nu vindec eu. Singurul lucru pe care trebuie să-l fac eu este să fiu curată din punct de vedere sufletește. Să fiu curată, adică să nu mă lau, să nu fiu mândră și mai departe, așa. Da, să-mi știu, să fiu smerită. Da. Și ne luptăm toți cu asta, da, ca idee, ca să putem să fim un canal, da, prin care
cu ajutorul intuiției noastre și cu ajutorul, bineînțeles, al înțelepciunii pe care o avem, să putem să-i dăm pacientului exact ce-i trebuie. Exact. Că singurul meu rol este să găsesc exact ce-i trebuie, atâta tot, deci nu fac eu nimic. Și câteodată nu pot, nu știu cu pacienții, habar n-am, nu mai înțeleg acolo cum este, nu mă mai descurc. Transmisător sau generator de... Și mă rog, de... da. Și mă duc seara și mă rog, Doamne, că Tu mi-ai dat acordul să fiu medic, zi Tu ce să fac, dă-mi Tu o idee, vină Tu și fă, că nu știu, sunt mică și nu așa pot. Este. Așa și... Asta trebuie să facem. Acum este posibil în cazul copilului, pentru că la el acum e mic, ca să ne gândim la asta. Cam casă să fie, eu vă spun cum zic, acum cer scuze dacă dau cu parul, știți cum este. Ca în casă să fie o problemă, cumva. Să fie un conflict. Între soție să fie o problemă, nu știu, abar n-am, da? Da. Sau așa. Și copilul să preia. Deci este posibil ca la vârsta asta el, știți, acum, să preia ceva din energiile care sunt pe acolo. Sau să fi preluat de când era mai mic. Da, sau să fie o problemă de când l-ați născut, nu știu, pentru că investigația, de exemplu, medicina holistică la un copil, de exemplu, se face cu prezența mamei acolo lângă copil și se evaluează cumva și mama, știți? Uh-huh. Și este foarte important, de exemplu, ce notă la naștere, cum a fost sarcina, ce, dacă s-au întâmplat o felul de șocuri emoționale, că e o întreagă poveste, durează o oră, da, consultația, știți? Și, cum să zic, descurcăm tot, așa. E foarte important de adus copilul, să știți că dacă mai are așa ceva, și de tratat, și chiar dacă nu mai are, ar trebui făcut o consultație, pentru că lucrurile astea pot reapare dacă n-ați rezolvat cauza. E foarte important... Da. De nepoțelul meu, da. Despre nepoțelul meu, vreau să spun că eu nu am putut să-i ajut foarte tare decât că l-am rugat pe părintele meu duhovnic să mergem la ei acasă, a făcut dânsul acolo o slujbă și ce trebuia și s-a spovedit mama băiatului. Da. Băiatul la un moment dat nu, n-a reacționat, adică nu, este mai paralel, este tânăr, alt fel de, știți dumneavoastră. Și... Nu e vorba numai de asta, dar dacă face atacuri de panică, n-are acces. Da. Deci el săracul n-are acces, de aia nici nu poate să facă acest lucru, pentru că să știți că cei care sunt în depresie nu se pot ruga. Da, exact. Și atunci trebuie să se roage cineva pentru ei. Așa a făcut mama lui. Exact. I-a dat părintele de citit 4 acatiste, unul pe fiecare zi, da, parcă Buna Vestire, Sfântul Nicolae, Coborârea Sfântului Duh, și vă spun că după vreo 2 săptămâni rezultatele au fost cele scontate, dar nu este vindecat total. Da. Pentru că trebuie să lucreze și el, am înțeles, și lui trebuie, el trebuie să ceară ajutor divinității. Da, dar vedeți, aici e o combinație. Deci noi trebuie să începem să lucrăm în toate planurile. Trebuie lucrat în fizic, trebuie lucrat în emoțional, de exemplu, cu un psiholog. Trebuie lucrat, eu, de exemplu, trebuie să dăm și un material energetic. Deci dacă nu dăm în fizic nimic, știți, cum să vă spun, câteodată, și încerc scuze că e domnul psiholog aici, dar eu îmi spun părerea mea de medic. Psihologul poate să facă foarte mult, dar câteodată e nevoie de un suport energetic în fizic pentru vindecare. Așa este. Domnul psiholog, sunteți de acord cu acest lucru? Deci trebuie o combinație. Sigur. Trebuie așa să lucrăm în toate planurile. Trebuie în fizic dat un tratament. Da, homeopatia, acupunctură, mă rog, eu cu asta lucrez de plante. Deci eu nu mai dau aspirină de ani de zile, nu mai recomand, da, nici n-am în casă. Bun, după aia trebuie lucrat în emoțional cu un psiholog. După aia trebuie lucrat în plan spiritual cu un preot sau trebuie, da, discutat despre asta, da? Și lucrat și în plan mental. Adică să explicăm și copilului că dacă copilul nu e dezvoltat spiritual, măcar se poate discuta în plan mental, trebuie toate ăsta la un loc. Și se lucrează, de exemplu, în cazul copilor și cu aromaterapie, se scot anumite, da, emoții acolo, se poate lucra și cu remedii florale, BAC, adică avem o multitudine de varietăți. Da, și foarte multe cunoștințe de, da, ale mele și doamne și domni suferă de acest diagnostic. Ați putea să ne spuneți de unde vin, care este cauza, ce generează acest... Imediat, doamna Monica, o să... Vă mulțumesc din toată inima, da, și vă doresc mult succes și o seară minunată. O să rog pe domnul psiholog să ne spună cum ne putem controla emoțiile, pentru că suntem din ce în ce mai emotivi, începând de copii și până suntem mari. Ia uitați, sunt oameni care și la telefon au emoții când vorbesc. Da. Părerea mea este că aceste emoții fac parte din structura noastră. Da. Și unii, clar, au mai, deci, mulți, exact, și unii mai, exact, puțin. Ce ar trebui, da, să facem să fim și noi mai puternici? Toate sfaturile care se dau de către fel de fel de specialiști, psihologie, medicină holistică și așa mai departe, sunt, eu le-aș pune pe un palier.
Încercați să vă găsiți self-controlul. Mă rog, când merge în terapie sau undeva. Bun. Omul zice, încerc. Cum? Cum? Că nu poți. Uite, domnule, tremuri ca o vargă. Cum zicea doamna doctor, sunt fel de fel de metode. Spui o poezie pe scenă și tremuri ca o vargă. Cum faci? Deci există tratament pentru asta. Exact. Deci avem tratament. E tratament pentru furie. E tratament pentru mânie. Deci în homeopatie există tratamente pentru fiecare din acestea punctual. Da. Este tratament pentru gelozie, tratament pentru invidie, tratament pentru, ce să vă zic, deci pentru absolut orice există. Deci lumea nu știe, dar noi ca și homeopați și aromaterapie și remedii florale Bach. Deci se avem, poate controla da. De mic? Da, adică se poate controla de când are copilul emoții, îl emoții. La... Problema este următoarea, că a spus dumneavoastră mai trebuie devreme. Trebuie să controlăm tot. Deci, inclusiv din viața uterină a copilului, deci apar traumele, dacă în cuplu, că mulți și se feresc să o spună, deci soția este gravidă, din a șasea săptămână, toate trăirile afective, emoționale ale mamei se transmit acelui plod. Da. Atenție! Degeaba zice medicina și oricine ar zice, eu rămân la cu părerea mea. Așa, e, dacă într-un cuplu în care ea este jignită de către soț, bătută, sau un mediu conflictual familial. Un mediu conflictual, exact. Pentru că nu se armonizează. Toate trăirile mamei se transmit copilului. Sau neglijată. Sau neglijată. E o perioadă da. Se naște copilul. Și gravita devine mult mai sensibilă. Da. Exact. Se naște copilul. Deci el automat vine cu o tulburare da. A acestui compartiment psihoafectiv-emoțional. Ei, în genere, că trebuie să spunem adevărul, părinții și în special mamele unele greșesc printr-o hiperprotecție a copilului. În această hiperprotecție a copilului nu face altceva decât să-l tu îi asiguri protecția, îl cum zicea doamna Elena. Da. Cum spunea doamna Elena. Exact. Eu vă spun, eu nu știu cine este doamna Elena, dar îi spun doamna Elena de ce este așa. Unu, proiecția mamei, doamna Elena, dacă este căsătorită sau dacă este singură, automat, vestul studiază chestiile astea, noi nu facem, nici medicina, în România nu se face, nici medicina holistică, nici medicina tradițională. Stai să vedem că poate fac și nu știu despre ce vorbiți. Așa, haideți să vă spun. Ei știți pe ce lucrează foarte mult ăștia afară? Ei lucrează, deci când ea din, practic mama merge la psiholog de când e gravidă în... 4 săptămâni, în 6 săptămâni. Ați văzut? Ați văzut dumneavoastră? Haideți să vă spun un lucru, nu dau numele. Da, nu dau numele, am avut o doamnă care am ținut-o gravidă fiind contactată de panică. A născut, cred că mă vede, și spunea eu mor, a venit, deci era soțul disperat. Și a fost și la dumneavoastră, a fost și la astea. A născut mămica acum, copilul este mare și când mă întâlnesc pe stradă zic, mâncați-a sufletul tău, mi-ai mâncat sufletul 6 luni de zile. Da. Și copilul este ok, este mare și este. Dar noi nu facem. Așa este. Deci gravidele trebuie să consulte psihologul pentru că ele sunt într-o ele stare sunt mult mai sensibile. Sigur că da. Au un psihic mai labil. La noi în România nu da, se face lucrul acesta. Da, excepțional. Păi așa este. Eu aș sugera... Bună seara, domnul Costică. Bună seara, doamna Marilena. Cu sună? Da, sigur că da. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Bună seara, sunt Marilena. Da. Sunt o mamică a două fetițe, de 7 ani și de 5 ani. Și după naștere, am făcut naștere una după alta și după aceasta am rămas cu stare de rău în corp. Am făcut analize, am făcut tomograf la cap, am făcut mai multe investigații până la urmă m-a trimis la psihiatru. După trei ani iau tot felul de pastile, mă duc, mi le încearcă, mi le schimbă la spitalul militar. Nu știu, am văzut pe doamna doctoră și am luat și numărul de telefon al dânsei și aș vrea să mă ajute, nu știu cum. Da, se poate, sigur că vă invit. Da. Se poate, pentru că să știți că, în general, în timpul sarcinii, este foarte important, trebuie să știm un singur lucru, că în timpul sarcinii sunt doi medici care pot atinge pacienta. Odată ginecologul și medicul omeopat. Medicul omeopat este medicul care are poate da tratament fără niciun fel de repercusiune. Psihologul. Psihologul. Da, vreau să spun de tratament. Medicul, o întrebare pentru doamna să vedeți. Ce zic așa? Da, tratamente la turiste și am încercat să mai eu, dar niciodată nu mi-a spus ea pe bază de plată. Mi-a dat numai pastile care îmi face parcă mai rău în corp.
Păi așa se și întâmplă, asta pentru că au foarte multe efecte adverse. Da, și atunci vedeți dumneavoastră, având multe efecte adverse, vă tratați de una, dar și mai e o altă problemă. În general, tratamentul în psihiatrie, îmi pare rău că o spun și nu vreau să lezesc pe nimeni, dar este un tratament care te ajută un pic să te stăpânești tu și să nu deranjezi mult pe ceilalți, dar nu-ți rezolvă cauza, te face un fel de rău. Da. Nu am supărări, nu am nimic, fetele sunt cu mine, nu mă, deci nu mă supără nimic, numai că am o stare de rău în corp, dar simt de la cap, starea asta o am în corp. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, că vă întreb așa că vă văd o femeie înțeleaptă, da, dacă noi suntem alcătuiți din parte fizică, parte emoțională, sufletească și mentală, starea de rău, de unde credeți că vă vine? Așa, părerea dumneavoastră. Bună întrebare. Din ce parte? Eu simt că de la cap, deci starea de rău simt de la cap, că am amețe, parcă nu știu. Dar să știți că capul dumneavoastră, cum ar veni, este controlat de ceva mai sus decât capul. Știți care este șeful părții mentale? Cine coordonează corpul nostru? Știți despre asta? Creierul, probabil. Nu, creierul face parte din partea mentală, da? Ca idee. Da. Este suportul fizic, nu așa. Să știți că e vorba de suflet. Dumneavoastră aveți suflet? Da, da, și cred în Dumnezeu, mă rog. Da. Și mai gândesc, Doamne, că nu am alte boli, alte ceva, deci am făcut analize tot și nu-mi iese nimic. Ei, ce spuneți dumneavoastră e un fel de boală a sufletului acum. Da. Da, și trebuie să știți că sunt medici, psiholog, uitați aici, care tratează și așa ceva. Vreau să vă pun o întrebare, domnul psiholog. Mai au atâtea tratamente, de 2-3 ani iau tratamente în continuu și mi le schimbă, mă duc la o lună, nu mă simt bine. Exact. Și care mă fac altele. Da. Și mie bine tot nu-mi este, de-aia zic. Doamna Marilena, puteți să-mi spună una, bună seara, puteți să-mi spuneți, vă mai amintiți momentul, clipa, când s-a declanșat aceste trăiri ale dumneavoastră? Să spun că după ce a murit tatăl meu, acum vreo 10 ani, dacă nu mai mult. Dar nu aveam stările astea, după ce am născut și pe a doua fetiță am rămas cu stările astea, deci atunci nu aveam stările astea. Sarcina, în general, este o perioadă traumatizantă, cumva emoțional, pentru mamă. Și de câte ori dumneavoastră faceți un hop în viață, deci problema e veche, dar de câte ori treceți printr-o perioadă mai grea, cum e sarcina, se poate redeschide subiectul. Exact. Adică e ceva care v-a apărut acum pentru că sarcina a fost mai greu, s-a reactivat problema. Dar trebuie să rezolvăm problema din spate, de unde a plecat de acolo. Exact. M-ați înțeles ca să nu mai aveți probleme. Da, am dat numărul de telefon al dumneavoastră și o să ne vedem. Da, aveți numărul de telefon al ambilor mei invitați și îi puteți consulta cu mare încredere. Bună seara, domnul Costică. Bună seara, domnul Costică. Bună seara. Vă rog. Să rămâinile. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Mă auziți? Da, v-am auzit, am și răspuns. Spuneți. Da, am și eu o problemă. Sunt operat pe cor deschis de 27 de ani. Și 25 de ani am dus-o nemaipomenit. De 2 ani de zile am început să... Am mai dormit pe la copii. Când a fost plecat și într-o seară, două, am stat liniștit, a treia seară am făcut tot așa un atac de panică, cu o transpirație masivă, puls peste 100 și ceva. Iar dimineața m-am dus la spitalul militar, că am rezistat, că am mai coborât, mai mi-am dat cu apă pe față, mai m-am schimbat. Mi-a zis tot așa, atac de panică și mi-a dat niște calmogen, dar eu știu, mai există și alte pastile atunci de moment, dacă se poate lua. Atunci când ești în criză, doamna doctor. Când sunteți în criză, sunt foarte multe, în primul rând, sunt foarte multe tehnici pe care psihologul vi le spune, ca de exemplu de respirație, sunt o felul de metode prin care poți să te controlezi. Dar, de asemenea, sunt și preparate în homeopatie. Există, nu știu dacă pot să spun, este un preparat numit Aconitum, de exemplu, care se dă pentru senzația iminentă de frică de moarte, deci așa, se dă pentru așa ceva. Există aromaterapie care îți inhibă senzația de frică foarte mare. Există, de asemenea, aromaterapie pentru senzația de sfârșire sufletească, că așa apare. Da. Deci este tratament pentru asta. Se dă exact atunci pe loc și îți dispare. Și de asemenea este foarte important ca să conștientizați că de fapt nu vi se întâmplă nimic. Sunt decât senzații. Da.
Deci dacă reușiți deci pentru... nu avem voie să spunem tratamentul. Da, exact. Nu, dar, dar așa, în general, ce au de făcut oamenii... Deci există tratament care se ia pe loc și trebuie lucrat cu dumneavoastră, pentru că, de fapt, problema cu atacul de panică este, îți creează senzația că mori sau că e ceva dezastros. Sigur, și, de fapt, nu este. Singur, da, dar, de fapt, nu este. E decât această senzație. Vă rog. Doamna doctor. Da. Fiind singur, mi-am dat seama acolo unde eram. Zic, Doamne, dacă mi-e rău, ce se întâmplă cu mine? Aia m-a amplificat teama. Exact. Și singur mi-am făcut rău. Da. Exact. Acum trebuie să știți că singurătatea nu este bună, dar dumneavoastră nu sunteți singur. Acum nu sunt, că sunt acasă cu soția, de acolo am dormit singur. Asta am înțeles, da. Dar vorbeam și că și când suntem singuri, doamne, noi nu suntem singuri. Păi nu suntem singuri, domne, că Dumnezeu e cu dumneavoastră tot timpul. Dar n-aveți un telefon? Dacă aveți un telefon la îndemână, cum să mai fiți singuri? Afară, că cum spuneați dumneavoastră, doamna doctor, afară cum? Deci, așa cum ai medicul de familie, cum ai este, ai psihologul tău, terapeutul tău, și dacă, îmi povestea o doamnă care trăiește în America, deci, dacă n-am ionit pisica lui doamna de două ori în seara, asta este o problemă. Sună psihologul că de ce n-am ionit pisica de două ori și am ionit odată. E? Dar noi n-avem mentalitatea, la noi suntem jos de tot față de ce. Nu, că și aia e dusă cu Pluto. Nu, de ce? E o problemă. Aia declanșa un atac de panică. Sunt factorii favorizanți. Da. Aha. Domnul. Păi da. Da, spune domnul Costică. Da. Auziți? Vă ascult. Eu urmez cu un tratament acum, cu Rivotril de 0,5. Da, nu aveți voie să spuneți tratamentul. Cu Actil de 12,5. Da, da, e clar. Și mi-a dat la nevoie un Sanax de 0,25. Nu aveți voie să spuneți. Lăsați-l. Da. Nu știu dacă... Asta le iau. Da. Deci, tratamentul în general se dă personalizat și nimeni, niciun medic sau niciun psiholog nu vă poate spune dacă e corect dat până nu vă vede. Că noi n-avem voie să dăm așa, știi, să dăm tratament ca să dăm. Deci nu. În medicină, un medic care se respectă dă tratament după ce evaluează pacientul și tratamentul e personalizat. În homeopatie nu există două tratamente la fel. E foarte important să cunoști... Eu lansez cu ceva să vedem între spectatorii ce păreau de ce lansez. Să cunoști exact tot istoricul pacientului și tot ce simte pacientul este foarte important, pentru că Dumnezeu când ne-a făcut, ne-a făcut pe doi la fel. Exact. Și atunci tratamentul trebuie să fie exact pentru dumneavoastră. Da. E foarte așa important asta. Vă rog, doamna doctor, urmez psiholog cu el din luna septembrie. Da. Vă rog, din luna psiholog septembrie urmez cu el și mă și odihnesc bine, nu mai... Dacă vă simțiți bine, asta totuși, e important, domnul Costic. Da. N-aș mai încerca să stau iar singur. Da. Că... Sigur, bine, că vă mulțumesc mult și... Cu mare plăcere. Eu aș lansa, apropo că mi-a dat domnul Costic, că mi-a dat o idee, și la noi, în lumea intelectualilor, există un război cum există în psihismul uman. Adică, vin psihologii de culea și îi spun, nu, domne, e de mine, nu face bine homeopatul. Homeopatul, nu, domne, psihiatru, nu, domne, e de mine, nu e loc. Da, și tu duci la că ăla, nu știu ce pastile dă. Și vreau să fac un apel la telespectatori și să spună, când intră în direct, dacă am dreptate în ceea ce afirm. Ia spuneți. Adică, oamenii îi vedeți. Majoritatea care intervin zic, am fost la 6-7 doctori. Aoleu, tot așa mă simt. Și cum să răspund asta mai devreme, păi cum? Primul trebuia să da, te facă. Înțeles. Bun. E, ce trebuie să înțeleagă oamenii? Că copilul cu multe moașe moare cu buricul netăiat. Da. Eu ce am învățat, am început să iau și eu pe panta a doua, este că cel mai bun medic al sufletului și al tău ești tu. Absolut. Deci, self-controlul tău, că spunea da, un domn... Dar s-ar putea... spunea un domn că ia interferon care ceva o la rinichi. Interferonul ăsta știam că se dă pentru... Da. Lăsați să nu vorbim așa de medicament. Domnul mă rog. Cică, bună seara. Așa, mă rog. Deci... Tere, doamna, da, și imediat și domnul Florin, imediat domnul Florin, să vorbească domnul Gica și pe urmă domnul Florin. Care era provocarea? Provocarea era următoarea. Pacienții, la un moment dat, devin ei nesiguri pe ei, pentru că merg în 7 direcții și văd că, și văd că n-au rezultate. Da. Și nu se țin și dumneavoastră. Și nu se țin, da, exact. Da, spuneți, domnul Gica. Da, îmi cer scuze că o să vorbesc un pic mai greu, am o problemă cu dantura, o lucrare și... Îmi pare rău.
poate nu prea se aude să înțelege. Se aude. Deci am o problemă și eu cu atacul ăsta de panică. 99% Dar la de câtva timp m-am obișnuit și chiar am luat, îl iau de câțiva ani, cum spunea doamna doctor, aconitum, CH15. În momentul când mi se produce, iau câteva biluțe din alea. Dar tot așa, cu transpirații, cu... Tot așa se manifestă cu transpirații, da, cu așa? Da, așa da. Se manifestă la atacul ăsta? Și somatizează. Vă recomand diluții mai mari. La atacul de panică trebuie mers pe diluții mai mari. Păi, de... din alea mai mari. Nu, dar vorbesc de diluții. De 4 grame. Nu avem voie să vă spunem pe post. Să merge pe diluții mai mari, asta. Da, da. Deci, diluția mai mare înseamnă mai pH mai mare. Da, da, am înțeles, da. Dacă am văzut că doamna doctor mai devreme s-a exprimat cu... Da, da, îmi cer scuze, eu am greșit. Așa e. Am dat exemplu negativ. Și am... Da. Deci am luat numărul noastră de telefon da. Să încerc să ajung pe la dumneavoastră. Mă aștept. Asta mai e drag. Mai mult de povesti, dar da. Nu avem timp că... Mă aștept. Că foarte mulți, eu mă gândesc că nu sunt chiar așa de mulți în... Sunt foarte multe, domnul Gică, și iată, domnul psiholog și doamna doctor spun că se întâlnesc frecvent cu asemenea chestiuni. Adică nu sunteți singurii deci, care aveți așa la ceva. La noi din solicitările de ambulanță, 75-80% auziți sunt atacuri spune, de panică. Ce spune domnul Dincă? Din 75% dintre cei care solicită ambulanță înseamnă atac de panică. Exact. Sigur că da. Suntem foarte stresați, este adevărul, domnul Gică. Eu vă recomand foarte mult și găsirea cauzei pentru care faceți atacul de panică, pentru că trebuia medicul să vă spună și cauza. Și atunci cauza poate să fie diversă și v-aș recomanda aromaterapie care ar putea să scoadă afară păi emoțiile respective. O să vă respective. Sune pe dumneavoastră și o să discutați în paracular. Exact. De câțiva ani de zile, de când mi-a dat... Nu mai rețin, pe la Nord, doamna doctoră, cum o chema, acolo tânul ăsta. Deci, leu. Domnul Gică, am înțeles. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Florin, că este pe telefon, să nu-l mai ținem, că intrăm în pauză. Și mai discutăm, noi să fiți foarte atent la ce spune doamna doctor. Domnul Florin, bună seara. Bună seara. Vă rog. L-aș întreba și eu, domnul, din imagine. Dumnealui este doctor sau psiholog? Psiholog. Psiholog. A, că văd că vă cam dați doctor până în seara asta și nu prea, din câte știu, nu prea aveți calitățile pentru... Păi vedeți, domnul Florin, mai bine nu vă băgam decât să-mi jigniți. Nici o problemă, nu e nicio problemă, nu. Eu încerc să vă bag și dumneavoastră jigniți invitații, nu, 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 păi nu, da, nu, am nu, spus, este, domnul psiholog, este, am citit. Nu, stați un pic, ca să lămurim o treabă. Deci, domnul Florin, lumea, când folosește acest apelativ de doctor sau de psiholog sau de ăsta, nu știe cu ce se ocupă psihologul, cu ce se ocupă medicul, cu ce se ocupă, mă rog, terapeutul. Bun. Vă referiți la viața de salvare? Nu, mai devreme auzam pe doamna Barață că v-a spus, sau doamna de lângă dumneavoastră, domnul doctor... Ei, un filimerit, cineva. O să fiți greșit, nicio problemă. Un pacient a spus. Exact. Dar, un pacient. Un telespectator, pardon. Stați un pic. Deci, indiferent ce ești în viață, domnul Florin, trebuie să fii doctorul sufletului tău. Este foarte important să știți. Nu, trebuie să fii doctorul sufletelor celor de lângă tine. Și automat... Dacă ești doctorul sufletului tău, ești cel mai mare egoist. Nu. Și automat, m-ați întrerupt, și automat, știind să fii doctorul sufletului tău, poți să fii și știi să fii și doctorul sufletelor de cel de lângă tine. E adevărat? Nu. Dar? În fine, vă contradic pe lucrul ăsta. Nicio problemă. Contradicția este mama... ...celorlalți și lăsându-ne pe noi, căutăm dragostea celorlalți. Exact. Și ce ați făcut, domnul Florin? Dacă dumneavoastră nu sunteți propriul doctor al sufletului, o să aveți dumneavoastră un suflet bolnav și atunci nu-i puteți vindeca și pe ceilalți nici cum. Exact. Am înțeles, domnul Florin. Contrazic. Păi nu este o contradicție. Fiecare,
Nu este o contradicție. Cu părerea lui. Da, eu asta spun. Bine, asta vreau să-l omoresc, că pe domnul... Să mă scuzați, n-am... Acum am deschis televizorul și îl cunoșteam de înalt în prăjeală și mă gândeam că poate între timp a făcut și facultate. Eu nu cred că ați deschis acum, ați deschis mai devreme și ați auzit când cineva i-a zis domnul doctor. Dar, domnul Făriniu, vă provoc la altceva. Dacă dânsul este psiholog, eu sunt doctor, întrebați-mă pe mine, vă spun eu. Aveți, uite, un doctor în direct. Aveți o problemă? Din păcate, din fericire, nu. Eu văd că aveți, da, scuze, da. Sunteți un pic supărat, nu înțeleg de ce, și noi aici discutăm foarte sincer și suntem foarte deschiși, da. Știți, bine. Și cu bune intenții. Bine, mulțumesc foarte mult, domnul Florin, există unii oameni care nu suportă să-i vadă pe alții până când, și ei se simt foarte bine dacă îl jignesc pe cineva. Stați un pic, aici intervine chestia, a fi psiholog, indiferent. Deci dacă vine unul acum și îmi zice, o persoană, și îmi zice, bă, că pe românește. A, și la asta se referă, da. Deci tu, dacă ai înțelepciune și știi, exact cum ziceați dumneavoastră, self-controlul tău, poți să-l faci pe cel din față să înțeleagă că intenția ta este de bine. Și, cum spunea și doamna doctor din fața mea, oamenii în ultimul timp sunt cam supărați pe corpul medical. Domnul Florin, asta e realitatea. Da. Sunt cam supărați pe corpul medical. Și eu văd, luând pulsul, din casele oamenilor. Păi ce să merg acolo, cum spunea și dumnealui? Sau ăsta? Ce să-mi fac acolo? Că am fost. Mi-a dat două plase de medicamente. Mi-este rău. Eu nu mai merg. Și acum la noi, mai nou, s-a introdus... semnătura pacientului că îl pui să scrie refuz transportul la spital. Aha, o nouă regulă. O nouă regulă, așa, o nouă regulă. Da. Pentru că oamenii, pe bună dreptate, ați văzut, am fost la 6-7 doctori, am fost și astea. Și foarte mulți au o repulsie față de corpul medical. Poate și de mine, poate dânsul mă cunoaște, poate o-i fi greșit. Eu cu siguranță vă cunoaște. Păi, mă cunoaște corect. Da. Dar eu am tăria și dacă... Și nu-i pică bine că sunteți aici. Probabil. Da. Mulțumesc foarte mult, o scurtă pauză de publicitate și revenim.